Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Viroza continuă, ca și nevroza, de altfel. Delegația permanentă a Tineretului Social-Democrat a discutat un document intitulat Angajamentul tinerilor social-democrați pentru o politică modernă și curată, fără plăcut uscată. Prin acest document, tinerii PSD se angajează să sprijine și să promoveze un set de principii fundamentale. Conform acestora, tinerii aleși să reprezinte să conducă tineretul social-democrat nu trebuie să fie implicați în activități economico-financiare. O să vedeți despre ce vorba în acest document. Pentru a discuta despre tineretul social-democrat, am invitat în studioul nostru pe domnul Victor Ponta, președintele organizației de tineret a PSD. Bună seara, domnule Ponta. Bună seara și ca să vă arăt că tinerii mai sunt și altfel, nu vă mulțumesc că m-ați invitat și nu vă felicit pentru emisiune. Vă mulțumesc pentru felicitările pe care ați fi putut să mi le... Dacă n-aș fi vrut să doar să arăt că tinerii pot să fie altfel. Cum este în postura lui Nicu Ceaușescu democrat? Nicu Ceaușescu... Cred totuși că sunt într-o postură mai fericită pentru că nu... Ai într-o meu, postură nefericită. Absolut. Să ai un tată executat nu e absolut nimic fericit. Da. El fu, să spunem așa, șef la UTC, adică șeful tineret la partid înainte. Acum dumneavoastră sunteți la partidul de guvernământ șef la tineret. Sunt președintele tineretului, nu sunt chiar așa de șef. Păi dar, ce, așa vă zic tinerii, domn președinte. Nu, îmi spun Victor tineri. Din organizație. Mie zic maestru, dar mă rog, aveți tot timp. Mai am de muncit mult până să ajung maestru. Da, și cum vă zic, Victor? De obicei, Victor, uneori sunt mai protocolar, dar încerc să și ușor, ușor reușim, măcar la noi, la tineret, să fim ceva mai social-democrați, așa mai... De altfel și sună rău când la 25-30 de ani, domnul președinte, domnul... Păi n-ați făcut 30 de ani? Să nu spuneți că n-ați am făcut, mă dau mai tânăr. De-abia ați împlinit 30 de ani. De-abia am împlinit 30 de ani. Sunteți atât de tânăr, domnul Ponta, încât și eu mă simt puțin mai în vârstă decât ar trebui să mă simt. Știți? Da. O să încerc să mai rămân tânăr o perioadă. Sunteți tânăr. Spuneți-mi, vă rog, mie nu-mi place cum ați fost ales președintele tineretului PSD. Știți de ce? Că n-a fost un contracandidat. Asta în ultimul rând. Oficial n-a fost un contracandidat. Oficial, neoficial au fost mai mulți. Nu au fost. Știți de ce? Pentru că eu mă gândeam că șeful tineretului PSD ar trebui ales plecat de undeva, de la baza partidului și ajuns aici. Dumneavoastră ați intrat relativ recent în Partidul Social-Democrat. Sunteți unul dintre oamenii, să spunem, ai premierului Adrian Năstase și ați fost impus. Victor Ponta, vino aici, ești tânăr, ești frumos, deștept, vino încoace, vei candida pentru asta și ați fost ales. Nu. Adică... Cu primele puncte sunt de acord. Cu ultimul, cu impusul, nu sunt de acord. Puteam eventual să fiu impus. Nu, ați fost ales prin impunere, în sensul, impus prin legere. Chiar am fost ales de cei care au venit acolo. Și am zis și eu că n-ați fost ales. Nu, și n-am fost impus. Nu ați fost impus pentru a fi ales, am spus. De acord, putem face o discuție semantică, însă pot să vă spun că n-am fost impus. Dacă aș fi fost impus, ați fi aflat astăzi, e Ponta acolo, mâine îl facem congresul. Tocmai pentru a evita o asemenea percepție, pentru că tinerii chiar au acest stil. Când le este impus ceva, în mod sigur îl resping. Am cerut o perioadă mare de timp, am umblat prin toată țara, am mers în toate județele, m-am văzut cu toți. A fost impusă candidatura. Nu ați fost impus dumneavoastră. Nu, nici măcar asta. Păi de ce ați avut un contracandidat? Au fost contracandidați și au evaluat fiecare șansele, după care au considerat că e mai bine să facă echipă cu mine decât să fim adversari. Eu m-am gândit atunci când ați candidat să candidez și eu. Ați fi avut unele șanse. Eram avut ca independent, puteam să candidez? Nu, trebuia să fiți membru, dar nu era o problemă. Dar și fi a tineretului PSD? Ar fi fost bine adică ca un om cu... Vreau să era să spun așa, foarte mult tupe, cu foarte mult curaj să fie șef la tineret. Ați fi fost foarte deci mult. Dumneavoastră ați avut curaj ca să fiți șef aici la tineretul PSD? Trebuie mult curaj. Mult curaj? Nu. Eu sper că nu e vorba de inconștiență. Ați avut curaj, curaj și mai degrabă ați fost inconștient în sensul bun al cuvântului când ați intrat în politică. Dar aici, vom discuta despre asta. Aici e mult de discutat. Da. Deci dumneavoastră, eu, știți cum am văzut? Victor Ponta, șeful Corpului de Control al Guvernului sau al primului ministru? Al primului ministru. Al primului ministru. Intră în PSD, candidează normal că e ales. Avea vreunul curaj să zică nu? Au avut curaj. Câți? 7, 3, 2, 1, 0, 13. 0. 13 au fost împotrivă. Și le-am spus că eu am fost foarte emoționat la acele alegeri, pentru că dacă aș fi candidat singur și aș fi pierdut, ar fi fost chiar un record pe care nu vreau eu să-l stabilesc. Nu, știți cum aș fi văzut eu alegerea președintelui tineretului PSD?
un tânăr din zilele noastre care vede că în România se întâmplă atâta și atâta, de 97-98, se hotărăște să intre în politică. Și unde intră? La un partid de opoziție, la PSD sau PDSR, cum se nume. Tot ce se scrie, sunt tânărul Ionescu. Am gânduri mari cu țara asta, ceea ce se întâmplă în România acum nu-mi place deloc. Am venit la acest partid din convingerea că atunci când vom veni la putere, vom schimba lucrurile. Tinerii mai au ceva până să vină la putere. Eu am venit din convingerea că era nevoie acolo. A fost o situație poate mai de criză în rândul tinerilor social-democrați, așa cum e o situație de criză în rândul tineretului. A fost o soluție cu o persoană care să nu fi fost anterior implicată nici în părțile bune, nici cele rele ale politicii și o persoană care, adevărat, am venit cu o anumită, nu neapărat, nu sunt eu cel care să spun o imagine pozitivă, dar tinerii mă cunoșteau, mă văzuseră chiar și la emisiunea dumneavoastră, chiar și în alte situații. Noroc cu emisiunea dumneavoastră, m-a ajutat mult în alegeri, să știți. Ascultați-mă până la capăt, că n-am terminat. Asta am să-și fac. Și mă duceam, tânărul ăsta, cea, domne, sunt Ionescu, 97-98, mă înscriu la tineretul PDSR. Se înscrie acolo și începea să urce. Începea lupta lui cu structurile de partid la nivel de tineret. Și încet, încet venea ziua asta, 2002, și se bătea cu Victor Ponta. Încet, încet îmbătrânea. Și era, știți că era discursul meu? Candidez, contracandidatul meu se numește Victor Ponta. Când a intrat Ponta în partid? Aud? Sala, bineînțeles, trecea când, că de-abia ați intrat. Cine s-a zbătut pentru drepturile voastre când eram în opoziție? Aud? Și atunci, dumneavoastră, ați fi avut mai puține șanse. Categoric. Însă bănuiesc că niciun tânăr din PSD nu are așa, cum să zic, curajul de a concura cu dumneavoastră. Nu e adevărat. Nu e vorba de curaj. Au foarte mult curaj pentru că vreau să vă spun că pentru mine e chiar mai simplu aici, la centru. Eu sunt și la guvern, mă cert cu domnul Băsescu, cu Stolojan, mai apărem la televizor, la radio. La radio vă auziți, apar eu. Da. Mă și văd când dau interviu. În schimb, cei colegii mei din teritoriu se luptă acolo, e lupta mult mai grea, mai ales că nu mai ai satisfacția de a fi văzut de ceilalți sau de a vedea foarte multe rezultate. Nu e vorba de curaj. Cred că îți trebuie mai mare curaj să fii președinte la tineret într-o zonă foarte conflictuală, de exemplu la Cluj, unde e complicat, unde sunt foarte multe probleme și nu numai acolo, am dat un exemplu, decât aici la București. Aici lucrurile par mai... În afară de înjurăturile politicianiste și de pe Dâmbovița, restul parcă lucrurile sunt mai... Și de ce ați vrut să fiți șeful tineretului PSD? Știți, m-am gândit ceva înainte să fac pasul ăsta și mi-am dat seama că... Mai mult decât atunci când v-ați gândit să intrați în politică? Păi a fost un proces cam similar. Am intrat în politică, după ce am intrat în politică, am intrat cu scopul de a restrânge, de a strânge, de a pune la un loc organizația de tineret, pentru că mi se părea normal ca partidul cel mai puternic din țara asta să aibă și organizația de tineret cea mai puternică. Pentru că mi se părea corect ca ideile pe care eu le apăr la guvern, acolo unde este un prim-ministru același cu președintele partidului, să se poată duce mai departe. Și m-am gândit, nu poți să fii, știți vechea vorbă, nu poți să fii puțin însărcinat. Ori ești, ori nu ești. Ori vrei să te implici, ori nu vrei să te implici. Nu poți să, nu fac reclamă la bere. Ori te bagi în joc, ori nu te bagi. Eu eram șeful corpului de control al unui prim-ministru, sigur, politician, dar parcă nu eram om politic, dar unele lucruri mi se spunea că sunt politice sau nu. Și atunci a trebuit să fac o alegere. Ori merg în dreapta, ori merg în stânga. Mi s-a părut că e o chestie de responsabilitate și dacă acum vreun an și ceva, tot la emisiunea dumneavoastră, am spus, vă rog să mă credeți că nici prin cap nu-mi trecea că voi intra în politică, dar am spus că cel mai mult îmi doresc să nu dezamăgesc, ca să nu dezamăgesc generația din care fac parte și care poate foarte mult. Dacă eu aș greși, ceilalți ar spune, ați văzut, tinerii să mai aștepte, că sunt prea cruzi, să mai învețe. Dar cred că generația asta a dezamăgit ea până la urmă. Nu, eu nu cred chestia asta. Cred că generația asta e dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat și merită mult mai mult. Până la urmă și dezamăgit. Nu-s de acord, dar discutăm. Putem discuta noastră problema și despre generație. Spuneți-mi, când faceți dumneavoastră politică? Hai să vă întreb altfel. Ce program aveți la guvern? Programul de la guvern mi-l fac evenimentele. Am controle, am zile, nu vreau să mă laud sau să par victimă. Sâmbătă și duminică n-am ajuns acasă decât pe la 11 noaptea. Alte ori, sigur, apuc și fiind șeful meu acolo la...
Nu, timp și nu prea când mai faceți politică, tocmai pentru că sâmbătă eram la delegația permanentă, am fost la DEVA, am promis că nu voi ține reuniunile în București ale tineretului. Le voi ține de fiecare dată în altă parte. Următoarea va fi în Moldova. M-am dus la DEVA, m-am suit în mașină 5 ore, m-am întors duminică toată ziua, am fost la birou, am rezolvat probleme de cord de control. Nu, știți care păi faceți la fără frecvență politică. Nu o fac la fără frecvență, o fac zi de zi și îmi fac întâlnirile, îmi fac acțiunile, mai am timp să serviciului, și mai am timp atenție, și să răspund. Eu am o funcție de demnitate. Sunt secretar de stat. Da. Un secretar de stat rare ori nu este un politic, în mod normal reflectă un guvern. Când faceți politica tineretului? În fiecare zi. În fiecare zi. În timpul serviciului la guvern, unde sunteți plătit? Nu, pentru că la guvern sunt, dacă mă luați foarte tehnic, aș fi plătit să stau 8 ore. De multe ori stau 15 ore, nu 8 ore. Deci, nu sunt chiar funcționarul acela care vine la 8 la serviciu și la 4 rupe ușa să fugă acasă. Nu a zis că n-am fost niciodată. Am întrebat când faceți politică. De câte ori este nevoie. Zi de zi am întâlniri cu toți consilierii mei, colegii mei. Mai răspund la comunicate când mă atacă cei pe care îi mai deranjez. V-a făcut Maimuțoi Băsescu? M-a făcut Maimuțoi. Stilul dumnealui. Când o să discutăm despre principiile pe care noi vrem să le avem, o să vedeți că am spus că nu răspund. Și n-am răspuns niciodată. Am fost înjurat, nu mă refer la România Mare. Ați răspuns. Dar nu l-am făcut, domne ferește. Nu, dar ați răspuns, domnule Băsescu. Vreți să vă spun ce a zis? Vă rog frumos, citiți răspunsul pe care l-am dat domnului Băsescu. Cred cu tărie că locul lui Traian Băsescu nu este în viața publică, ci la panoul cu figuri politice sinistre. Așa, chiar cred. Pentru a arăta mereu tinerilor că nu trebuie făcută politică modernă europeană. Spre care generația mea tinde cu mare convingere și bună credință, susține Victor Ponta într-o declarație de presă. Chiar așa am răspuns. Am răspuns că stilul acesta de a ne înjura, de a ne târî tot timpul în mocirlă, nu mai e stilul pe care eu, cel puțin, și colegii mei din TSD îl considerăm potrivit. TSD-ul, tare, vine TSD-ul din urmă. Cum se numește trenul în Franța? TGV. TGV, dumneavoastră sunteți TSD. Uitați, mi-ați dat o idee bună de lozincă, că TSD e ca TGV-ul de rapid. Bun, de rapid, dar mulțumesc. Problema este câți călători are. Angajamentul tinerilor social-democrați pentru o politică modernă și curată, 7 decembrie 2002. În vederea realizării obiectivelor pe termen lung ale societății românești, având convingerea că tinerii trebuie să-și aducă aportul la un sistem politic modern și curat, tinerii din cadrul Partidului Social-Democrat promovează și sprijină în mod public următoarele principii fundamentale. 1. Nu sunt de acord cu niciun principiu, vă spun dinainte, ca să de nu vă așteptați acord. Să fiu de acord cu ceva. Nici 1. Nu trebuie. Tinerii aleși să reprezinte și să conducă tineretul social-democrat nu trebuie să fie implicați în activități economico-financiare. Ei trebuie să declare din proprie inițiativă orice situație care ar putea genera un conflict cu interesele publice. Dați-mi voie. De ce tinerii din PSD nu au voie să aibă activități economico-financiare? Nu. Tinerii din PSD au voie să aibă activități. Vrem să-i sprijinim și să-i avem alături de noi chiar pe tinerii care au afaceri foarte bune. Nu trebuie să fie implicați. Eu sunt foarte riguros când citesc. Spun aleși să reprezintă să conducă tineretul social. Aici vorbim de lideri. De cei care apar întotdeauna, cei care conduc această organizație, este o opinie. Încă o dată, vreau să pe cine a zis că sunt două? Nu, numai puțin. Vă rog. Vreau să spun că acest set de 5 idei reprezintă niște idei, niște principii pe care noi vrem să le lansăm. Eu cred că fiecare generație nu trebuie să prea automat totul de la vechile generații, ci trebuie să vină cu niște idei. Dar vorbim de generația asta. De ce tinerii care conduc tineretul social-democrat nu trebuie să aibă afaceri? Nu înțeleg. Pentru că eu cred că a venit momentul să facem o delimitare între ceea ce înseamnă interesul public și interesul privat. Între ceea ce înseamnă politician, până la urmă politician de meserie, politician profesionist și omul de afaceri. Politicianul profesionist, cel care conduce și reprezintă, trebuie să fie politician, să aibă grijă ca peste tot în țară toți oamenii de afaceri să o ducă bine, nu numai el. De Berlusconi ați auzit? Am auzit și poate că prietenul domnului Năstase. Nu, este prietenul, din fericire, domnul Berlusconi este chiar un prieten al României. Ne-a sprijinit al foarte României, mult cu NATO și cu Uniunea Europeană. Și dacă premierul n-ar fi avut o relație și personală cu domnul Berlusconi, am domnul fi Ponte, avut dumneavoastră trebuie să atrageți în PSD și în conducerea PSD oameni puternici, oameni care au bani. Nu trebuie să atrageți oameni care fac politică și asta e singura meseria lor. Nu sunt de acord cu dumneavoastră și că această idee nu ne-a venit nouă așa stând seara la gura focului. Eu cred că trebuie să atragem alături de noi tineretul. A noastră cei din conducere de acolo. Așa.
Eu cred că cei care vin să facă politică trebuie să se ocupe de politică. Nu trebuie să fie nici măcar bănuiți că își avantajează propriile afaceri. Eu cred că în TSD nu trebuie să vină numai oameni bogați. Doamne ferește! Trebuie să vină tineri de toate... Tinerii nu sunt încă bogați. Foarte puțin tineri sunt bogați. Eu mă adresez tuturor tinerilor, cei care n-au bani de cursuri, cei care au nevoie să își găsească de lucru după ce termină facultatea. Spuneți-mi de ce dumneavoastră nu sunteți de acord ca oamenii care au afaceri să vină în tineret. Îi aștept în TSD. Nu, în conducere. De ce? Nu cred că în conducere, în momentul în care ar veni în conducere, dar altfel și de Silvio Berlusconi e un exemplu de acest gen. Când a intrat efectiv în politică, toate afacerile le-a predat spre gestiune altor persoane. Și le predau, nu asta e problema. Dar nu la modul ipocrit, doar trec pe numele altcuiva și tot eu sunt șef acolo, ci în mod serios să faci lucruri. Eu cred că acest mult discutat conflict de interese de care se vorbește, trebuie să-l facem nu numai la modul declarativ, ci serios. Eu fac politică, nu mi-avantajez nici firma mea, nici firma soției, nici firma cumnatului. Fac politică și am grijă ca toți care fac afaceri să fie. Dacă nu este morală, degeaba băgăm regulile astea. El poate să aibă, să tocmai, n-aibă, până la urmă, tocmai asta vrea să schimbe. Dacă noi ne obișnuim cu lucrul ăsta de la tineret, de aceea vorbesc de tineret. Dacă noi ne obișnuim, peste 10 ani se va părea normal. Domnule, tineretul ăsta social-democrat pe care îl vedeți dumneavoastră sau vi-l închipuiți dumneavoastră, nu trebuie nici să aibă afaceri, nici să n-aibă afaceri. El trebuie să reprezinte tineretul, în primul rând. Gândiți-vă că a existat o șansă pentru tineretul social-democrat sau pentru PSD, că tinerii au intrat în Partidul Social-Democrat. Eu așa aș vedea lucrurile. Categoric. Dom'le, o șansă tinereștea, că majoritatea tinerilor sunt în afara politicii, sunt în afara, sunt mulți care nu știu miniștri cabinetului, sunt mulți care, adică sunt foarte mulți. Și e o șansă pentru dumneavoastră. Și mi se pare deplasat, ca să nu spun altfel, ca dumneavoastră să nu-i lăsați să intre, să vină la conducerea partidului. Dacă dumneavoastră aveați afaceri, ce faceți? Aș fi hotărât dacă îmi văd de afaceri sau dacă văd de politică. Nu. Dar vreau să vă spun... Dacă dumneavoastră aveți afaceri, erați ales la conducerea asta și după aceea veneau regulile astea. Nu, păi vreau să vă explic care e sistemul. Să fie foarte clar, asta nu e o lege sau o hotărâre de guvern. Asta este idee a noastră. Da. Eu sunt cel care am semnat acest angajament. Da. Nu voi obliga pe niciun alt tânăr din TSD să-l semneze dacă nu e de acord cu el. Nu voi obliga, dar aștept ca tineri din alte partide să fie de acord cu principiile. Ce e cel mai important este faptul că discutăm despre, că dumneavoastră spuneți nu sunt de acord. Eu spun, ba da, eu cred că e bine. Haideți să discutăm despre lucrurile astea, să fie niște idei ale noastre și dacă se va dovedi că au alții dreptate, nu e nicio problemă. Dar eu cred că noi avem dreptate în momentul ăsta și important este să discutăm, să ascult argumentele. Dacă vin într-o secundă și scot imediat o lege, Nu e stilul pe care să scoateți o lege. Eu vreau să discutăm. Excelent faptul că am ocazia să discut despre aceste. Mi se pare că dumneavoastră limitați șansa unora care vor să facă politică doar pentru că iau afaceri. Să facă politică la vârful... Haideți să vedem ce spune societatea civilă, ce spune media, ce spun oamenii. Dom'le, e bine, nu e bine? Haideți să discutăm despre subiectul ăsta. Păi nu, discutăm și noi aici, n-am spus că nu-i lăsăm pe aia să spună ce vor. Eu am semnat acest angajament. Doi, foarte rău ați făcut. Doi, membrii tineretului social-democrat trebuie să aibă un comportament și o imagine reprezentabilă în societate. Aici e tare. Citiți aliniatul. Ei vor solicita suspendarea din activitatea de partid în orice situație care ar face obiectul unor cercetări judiciare sau administrative până la finalizarea acestora. Ce vreau să spun, mai pe românește. Mai pe românește, pot să-l traduc? Vă rog. Nu vreau. Traduceți-l tot pe română. Și toți colegii mei nu vor să creăm impresia unui tineret social-democrat, tineretul din partidul de guvernământ, care devine o umbrelă pentru cei care au probleme, care vin alături de noi atunci când au un dosar penal sau când au o problemă de acest gen. Și de asemenea nu vreau să cred în ideea De ce au fost buni până să aibă dosarul penal și din momentul în care începe cercetarea nu mai sunt buni? Nu, numai puțin. Vorbesc în primul rând să nu vină alături de noi cei care au asemenea probleme, pentru că suferim toți din cauza unui a ceea ce nu e până la urmă regulă. Da, e clar, dar aici nu scrie că când se vine, când se plece, când se treacă iadă și rece. Tocmai de-aia am venit, ca să vă explic. Da. Și să explic tuturor celor care vor să discute. Nu, dar aici, membrii tineretului social-democrat... Ca să pot să vă spun a doua idee. Faptul că cei care au probleme judiciare nu trebuie să rămână alături de noi. De ce să nu trebuie să rămână? Pentru că ei trebuie să-și rezolvă... Nu, nici vorbă, doamne ferește. Păi dar eu când am nevoie mai multe de colegii mei de partid, ei mă lasă? Nu e vorba de... A avut nevoie, dumneavoastră aveți nevoie de mine atunci când sunteți atacat. Doamne, l-ați văzut pe care a fost acuzat de pedofilie? Eu n-aș fi apărat pe nimeni care ar fi fost acuzat de pedofilie. Decât dacă eram convins că e nevinovat. Nu luați exemplu ca atare, nu luați exemplu. Pe acela mi l-ați dat dumneavoastră. Eu nu l-aș fi apărat. Fratele meu să faceți abstracție.
Păi nu, dar stați puțin, plecați la... sunteți procuror. Plecați de la prezumția de nevinovăție, de ce să nu apărați? Aici facem politică, că... Nu. Eu înțeleg că despre politică... Domnul Ponta, dumneavoastră a spus că nu l-aș fi apărat. Doamne, eu apăr pe oricine dacă dreptatea e de partea lui și adevărul e de partea lui. De acord. De ce să nu apăr unul care e acuzat? L-apăr ca persoană individuală. Dacă mă duc eu președintele TSD și mă duc și spun lăsați-l în pace că e coleg cu mine, nu e în regulă. Eu vorbeam de principiu. Păi sunt principii aici anunțate. Nu, eu vorbeam de principiu în cazul francezului sau belgean, ce e francez. Au venit o personalități una și una să-l apere. Pentru că aceste personalități, mi-am dat seama acum, târziu, cred sincer în nevinovăția francezului. A, e regulă atunci, dacă e... Dar dați-mi voie să vă zic, acest punct 2 este un slogan. Nu, el nu trebuie să se regăsească se practică. Nicăieri. De ce? Membrii Tineretului Social-Democrat... Nu, citiți al doilea citiți și al doilea paragraf, dar stați-mă să citesc pe primul care n-are ce căuta, părerea mea. D'accord. Membrii Tineretului Social-Democrat trebuie să aibă un comportament și o imagine ireproșabilă socială. Da. Ce să spun? Nu. Păi trebuie haideți să ne referim la lucruri concrete. Păi nu, dar vine unul în partid. Vine unul în partid și ia păi vine în partid după ce și, absolut toată mass media. Și la două zile vezi că lumea... s-a îmbătat și a făcut scandal în Piața Victoriei cu, nu știu, da. Și nu știu ce dacă gestul s-a ne-a făcut la o statuie de bronz. Eu nu-l mai vreau alături păi de, da, de noi. Nu trebuie să-i spui, este normal. Da, nu, trebuie să știe lucrul ăsta. Păi ce, el crede că dacă o să facă asta o să rămână într-un partid? Da, au fost cazuri destule în toate partidele în care oamenii au făcut lucruri rele și au rămas acolo. Da. Eu cred și colegii mei cred că și nu eu, e eu dacă aș fi în partid, n-aș solicita nicio lucruri. Suspendare dacă, ar fi, dacă aș face obiectul unor cercetări judiciare. Dar ce ați face? Atâta, aș rămâne în partid. De ce? De ce să fie păi implicat că numele cred, partidului cred că să sufere toată lumea? Cred că de acord, când spune justiția că sunteți nevinovat, vă primim înapoi. Păi nu. Dumneavoastră trebuie să acceptați să termine justiția să spună nu. E nevinovat. Nu. Sau e vinovat? Dacă s-ar da sentința într-o lună, da. Dar când se dă în 6 ani, eu cred că 6 ani nu trebuie să sufere trebuie toată organizația. Trebuie să se dea sentințele mai nu, repede? Nu, categoric, n-am spus că sunteți dumneavoastră de vină. Nu, păi atunci. Sunt eu și trei, înțelegând că lupta politică înseamnă o confruntare de idei și capacități, tinerii nu vor utiliza niciodată un limbaj, metode imorale sau necivilizate, și nu vor utiliza niciodată un limbaj, metode imorale sau necivilizate, și nu vor răspunde, am repetat, și nu vor răspunde chiar dacă vor fi atacați prin asemenea metode. Da. Domnul Băsescu m-a făcut maimuță. Eu nu l-am făcut în niciun fel, nu am răspuns puteți cu un alt animal. Puteți să faci și noastră marinar. Nu, de ce? Dar e jignitor să fii marinar? Nu. Dacă tot vreau să vă spun, nu vorbesc de Vadim Tudor, care scrie niște lucruri groaznice despre mine, sau nu vorbesc de alți politicieni care, până la urmă, dacă domnul Stolojan, așa în stilul dumnealui, mă critică, îmi cere demisia, nu mă înjură, pot să răspund. Cei care mă înjură, eu sunt pe teren. Dacă de fiecare dată când un nebun din tribună mă înjură, eu ies de pe teren și mă duc și mă iau la bătaie cu el, a făcut odată Eric Cantona, dacă vă aduceți aminte, s-a dus să se bată cu un suporter care l-a înjurat. Dar iertați-mă, nu este. Nu, eu cred că nu trebuie bătaie. Să fac. Dumneavoastră, zicea, da, eu făcea, sunt politician. Dacă mă făcea Băsescu mai muțoi, da, păi ce da, faceați? Legat de tramvai și plimbam pe linia lui 1 până dimineața. Eu prefer să-l ignor și să sper că figuri ca Băsescu vor dispare din politică sau genul de limbaj al lui vor dispărea din politică. Sunt de acord cu asta că dacă vor fi atât, adică pot fi... Nu trebuie să răspundă prin asemenea metode. Deci nu accept să fiu târât în mocir. Domnul Gușe face parte din Tineretul Social-Democrat? Domnul Gușe este secretarul general partidului. Nu, este nu, un nu, tânăr nu, nu, care a fost promovat la seniori deci, foarte scuze rapid. Că v-am deranjat. Face parte din Tineretul Social-Democrat? Nu, din Partidul Social-Democrat. Păi până la ce vârstă intră tineri aici? Nu, că mâine, păi mine spuneți că sunt la... Nu-i băgăm cu forța, era să zic cu japca. Doamne, e la tine sau nu? La tineret? Nu e la tineret. Este în Partidul Social-Democrat. Dar la ce? 34 de ani, la ce joacă? La 32 de ani are. Îmi dați voie să vă explic? Doamne, la 32, la ce joacă? La tineri speranță? Îmi dați voie să vă explic? Da. În mod normal, la juniorii unei echipe, ești până la 18 ani. Dar sunt cazuri, și domnul Gușe este un caz. Mai devreme, la 15 ani, a fost promovat la senior. Care e problema? Păi, și nu face parte din tineret? Nu, face parte din Partidul Mare. Și tineretul face parte din Partidul Mare. Da. Nu, domnul are 32 de ani, domnule, trebuia să fie la tineret. E excelent, e excelent. Dar domnul Gușe, de ce poate să ia tace pe ăștia și să vă lăsați limbajul? Dar nu cred că a folosit vreodată un limbaj... Haideți că citesc aici. Nu. Eu nu cred că folosește înjurături și expresii și mai știu ce animale. De ce? V-a jurat Băsescu? Da, m-a mai înjurat, da. Cum a zis? Are rost? Vreți să-i fac reclamă lui nu, Traian Băsescu? Nu, m-a înjurat. Nu, mai pune și alți tineri să mă înjure, nu-i nicio problemă. E stilul dumnealui și
Eu încă o dată spun. Sper că... Eu cred că tinerii sunt scârbiți de politică și din cauza acestui lucru. Mulți m-au întrebat, ești pregătit să te tragă mocirlă? Am spus, nu, nu sunt pregătit odată și doi, nu o să mă las trasă mocirlă. Nu o să poți, nu o să reziști. Ba, uite, o să încerc să rezist. Am ajuns la punctul 4, aici v-am terminat. Ia să vedem. Stai să beau puțin apă. Ia, pregătiți-vă. E greu de citit. Aici, la punctul 4... Nu, o să vedeți ce vrem să spunem. După, o să traduc și punctul 4. După punctul 4 plecați de misiune. Nu, nu, la 5. Vreau să ajungem la 5 neapărat. La 5. 5 citiți-l pe 5 înainte. 5 nu înțeleg. Vi-l explic. 4. Tinerii din România, indiferent de opțiunea politică, împărtășesc mentalitatea, valorile și interesele naționale de integrare instituțională și euroatlantică. Ce spui, Franța? Da, să vă spun ce vreau să spun. Eu nu împărtășesc, da, sunt tânăr și nu împărtășesc. Mă rog, eu speram că și dumneavoastră, ca majoritatea covârșitoare a tinerilor din România, când mai au ceva de certat, se ceartă aici în țară. Când ies în afară, păi ce are afară cu înăuntru? Păi nu, vorbim de zona internațională. Tinerii din România, indiferent de opțiunea politică, împărtășesc mentalitatea, valorile și interesele naționale de integrare. Am o deformație, pentru că sunt și profesor la facultate. Când vreau să explic studentului, dau un exemplu. Să nu vă întrerup. Îi dau un exemplu. Vă rog. Nu, doamne ferește, puteți să mă întrerupeți, dar vreau să dau un exemplu. Da. Am fost acum 2 săptămâni la Consiliul Mondial al Internaționalei Socialiste de Tineret. Uh-huh. Acolo s-a votat admiterea noastră ca membru cu drepturi depline în unanimitate. A fost acolo și reprezentantul PD-ului. Faptul că s-a comportat civilizat, că n-am început certurile din țară, a fost apreciat de toată lumea și a zis, dom'le, vă schimbați, nu vă începeți cu scandaluri și cu certuri. Ce vreau să spun? Ce avem noi aici în casă, mă cert eu cu PD, cu PNL, nu când ieșim afară, de-aia am cerut să-mi dați voie să explic. Dar nu scrie așa. Când ieșim afară, vrem toți tinerii, eu așa spun și sper să nu greșesc, vrem toți tinerii să intrăm în Uniunea Europeană. Când mergem la Bruxelles, negociem pentru Uniunea Europeană, România pentru Uniunea Europeană, peste următorii 10 ani sau 15, nu negociază PSD-ul sau PNL-ul sau PD-ul, negociază România. Ce ne certăm noi în țară, ne mai dăm peste mâini, peste picioare, aia e altceva. Când ieșim afară și începem și ne țigănim acolo, facem o imagine deplorabilă. De acord, asta propun eu. Asta propun de eu. Acord, aici nu se înțelege. Dumneavoastră spuneți că tinerii din România, indiferent de opțiunea politică, împărtășesc mentalitatea. De unde știți ce împărtășesc tinerii? M-am exprimat. Nu, păi, serios. Reprezint cea mai puternică organizație politică de tineret. Nu, din România, dumneavoastră. Nu se, vă referiți la tinerii din România, nu la tinerii da, din PSD. Da, mă întâlnesc cu tineri la facultate, pe stradă. Intrați pe chaturile astea? Intrați pe internet? Mai intru pe internet. Să vedeți cât extremism găsim la tinerii din România? Când e vorba inclusiv de NATO, de americani și așa mai departe. Eu cred că toți tinerii din România vor să fie o parte din Uniunea Europeană și vor să fie o parte din Europa, nu din cine știe ce civilizație apuse. Vă contrazic. Nu toți tinerii vor asta. Nu cred că trebuie să generalizăm. Cei mai mulți dintre ei, nu. Stați puțin, nu mai suntem pe vremea cu 99,9%. Eu vorbesc de cei mai mulți dintre tineri. Tinerii politicieni trebuie să înțeleagă în mod corect importanța fundamentală a relației cu mass media și societatea civilă, evitând să le acuze pe acestea pentru propriile neîmpliniri. Greșit. Ba nu-i greșit. Ei trebuie să promoveze transparența și buna credință ca metode fundamentale pentru realizarea intereselor tinerilor din România. Așteptăm ca la dezbaterea principiului acestui angajament politic să se implice toți tinerii din România, membrii sau nu în formațiuni politice. De ce trebuie în relația cu mass media să nu le acuze? Dați-mi voie să mai traduc o dată. Am înțeles critica, trebuie să le formulez mai clar. Cel mai ușor lucru și mi s-a întâmplat și mie imediat ce am intrat în tirul mass mediei. Primul lucru spun, nu e adevărat, eu n-am zis asta. Mi-au stricat ziariștii ce am spus eu sau mi-au interpretat altfel. Sau uite, mă dau numai de rău. E cea mai mare greșeală. Nu. Cea mai mare greșeală. Eu trebuie să înțeleg că mass media este vocea mea către oameni, pentru că eu nu vorbesc pentru ziarist. Sau dacă vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc pentru ascultătorii dumneavoastră. Greșiți fundamental. Și nu trebuie să dau vina pe ei. E un mod normal, războiul ăsta, numai o secundă și termin. Vă rog. Războiul ăsta absurd între tot ce înseamnă politician și tot ce înseamnă mass media, nu există în alte părți. Citești și eu publicațiile din alte țări și vreau să fac, eu sunt cel care greșesc. De fiecare dată când mă enervez, când mă întreabă vreun ziarist ceva, respir și spun, stați un pic, dați-mi voie să vă explic. De cele mai multe ori am fost înțeles. Domnul și mă aștept de la toți colegii mei să fac acest lucru. Deci greșiți fundamental. Să vă spun de ce. Atâta timp cât dumneavoastră n-ați făcut o declarație care a doua zi apare în ziare, aveți tot dreptul la demnitatea dumneavoastră și nu împăcându-vă cu presa că n-a spus că nu a... Ba da,
Tocmai de aici pleacă... Dar eu nu mă războiesc cu presa. Ba, da? Eu mă războiesc cu mine și cu lucrurile pe care trebuie să le fac eu. Tocmai din lipsa de demnitate a oamenilor politici se ajunge la ceea ce s-a ajuns în presă. Dacă dumneavoastră n-ați declarat, e dreptul dumneavoastră să spuneți că n-ați declarat. Relația între politicieni și ziariști trebuie să fie profesională. Nu șipa, șipa, lipa, lipa, ne întâlnim la bufet, ne întâlnim la cultul străzii, hai să mergem la cârciuma Șarpele Roșu sau la nu știu unde. Nu se mai... Nu, asta există... Sigur că există și astfel de contacte. Dar nu așa se reglează relațiile. Sunt de acord relațiile, cu dumneavoastră. Atâta timp cât există demnitate din partea dumneavoastră sau omului politic, va exista demnitate automat și de partea cealaltă. Dacă nu va exista, n-aveți nimic de pierdut. Nu, eu îmi păstrez demnitatea și pe de altă parte nu vreau să dau vina pe alții pentru propriile mele greșeli. Dacă sunt vinovați, dacă ați scris ceva greșit, cum să nu dați vina? Nu. Eu nu... Eu dacă mâine scriu Victor Ponta a furat o capră și doi măgari. Bun. Dumneavoastră ce faceți? Băi, o să fiți... Îmi dați un telefon, Marius, să știi că n-ai fură. Am furat doar o capră, măgari mi-au scăpat pe drum. O să fiți sancționați de ceilalți, de cei care vă ascultă sau cei care vă citesc. Bun, o spun. Păi nu a zis că nu, păi punctul 5. Nu. Am spus să nu-i acuz pentru propriile mele neîmpliniri. Nu. Trebuie să înțeleagă în mod corect importanța fundamentală a relației cu mass media. Evitând să le acuze pe acestea pentru propriile neîmpliniri. Nu, dar spuneați mai devreme. Lăsați ce scrie punctul 5. Spuneați că, domnule, nu trebuie să mă războiesc cu presa. Punctul 5. Eu mă războiesc cu oricine dacă eu știu că dreptatea e de partea mea. Și cu presa și cu oricine. Nu. În egală măsură să știți că sunt și eu o țintă pentru niște băieți care lucrează pe presă. Trecem la întrebările grele. Asta e jocul și e normal. Haideți că până acum a fost ușor. Nu, a fost foarte ușor. Cine v-a zis că semănați cu Titulescu? Stați că am întrebările grele pe partea. Președintele partidului și primul ministru, domnul Adrian. Nu vă supărați că vă pun întrebările astea. Nu, dar a fost... E informație publică, nu e clasificată. Nu, e o altă întrebare. Spuneți-mi, vă rog, în afară de portofoliul externelor, ce alte portofolii a mai deținut Nicolae Titulescu în guvernele României? M-ați prins. Nu, n-am vrut să mă prind. Pentru că ceea ce e important... Tu v-ați zis că semănați cu Titulescu, trebuia să... Da, recunosc că m-am, ca toată lumea de altfel, m-am îndreptat spre realizările pe care le-a avut Titulescu și spre realizarea esențială a lui, care pentru, pe mine mă face să-l consider un model pentru noi. Faptul că a arătat că și dacă ești român, poți să reprezinți ceva în afară. Nu trebuie să fii ținut la ușă, nu trebuie să fii ruda săracă. El s-a dus într-o epocă în care nu era ușor, ca și acum, să existe în Europa. Era o persoană cunoscută de toată lumea în Europa. Toată lumea a zis, este Titulescu cel din România. Eu cred că asta trebuie rămas. Nu v-am răspuns la întrebare pentru că știu și alte povești, că nu știu ce făcea, lucruri mai puțin bune. Sau... Eu, dintr-un model... În afară de portofoliu externul, Nicolae Titulescu a fost și ministru de finanțe în două rânduri, în 1917 și 1920. Da, dar cred că și-a dat seama cât de, deci, întrebările cât de greu este. Întrebările astea trebuie să răspundeți pentru că sunteți șeful... Corpului de control. Nu, șeful tineretului social-democrat. Și istoria politică trebuie să jonglați cu ea. În afară de a fi delegat permanent al României la Liga Națiunilor, ce funcție am deplinit? Facem un seminar pe tema... Nu, era de Titulescu. De acord, sunt dispus să vorbesc despre Titulescu. Problema este următoarea. Ce rămâne și ce trebuie să păstrăm noi? În regulă. Ultima întrebare legată de istoria politică. Păi de acord, despre istorie putem discuta. Am multe. Câți prim-miniștri în funcție sau fost prim-miniștri români au fost asasinați? Argetoianu, Armand Călinescu, da. Duca, da. Și fostul prim-ministru Iorga. Da. Și? Și? Și mai cine? Suntem la cine știe câștigă. Nu, cine mai? Nu. Argetoianu n-a fost asasinat, a murit în închisoare. Argetoianu, păi Iuliu Maniu și a fost asasinat. A fost asasinat la Jilava, da. Nu a fost asasinat la Jilava, era undeva în nordul țării. De acord. Deci Maniu a murit în închisoare. Nicolae Iorga și generalul Gheorghe Argeșanu, ăștia sunt cei care, și Barbu Catargiu, cei cinci care Barbu Catargiu, 1862. Da. De acord. Spuneți-mi, vă rog, apropo de tot ceea ce se întâmplă acum cu arestările Parchetului Național Anticorupție. Dar nu, haideți să vă întreb de cazul Panait. Dumneavoastră ați fost coleg cu procurorul Panait, eu am făcut câteva emisiuni. Da. S-a așternut tăcerea pe acest caz. De ce? De ce în calitate de șef al corpului de control, de ce în calitate de fost procuror, de ce în calitate de șef al tineretului social-democrat, nu luați o poziție, spuneți, domne, ce se întâmplă? Un om a murit, un om tânăr a murit, s-a sinucis, pentru că au fost de față acolo mama și mătușa lui, când s-a aruncat în gol de la etaj. Haideți să aflăm adevărul despre cazul ăsta. Ce l-a împins la sinucidere?
N-ar trebui să vă bateți pentru o cauză ca asta? Chiar nu eram pregătit să discut din nou acest subiect. Că rana nu s-a închis. Putem să sărim peste el? Nu vreau să sărim peste el. Nu vreau să sărim peste el pentru că aveți dreptate. Pentru că eu consider că e o mare... Am și spus atunci, acum un an am spus, dacă nu mă înșel, am spus, mai rog, mai puțin de un an, am spus, e bine să lăsăm un timp să treacă, pentru că era o rană prea gravă, după care însă dacă lăsăm așa, înseamnă că n-am învățat nimic și vor muri alți oameni. Așa este. Cred, nu știu dacă după 7 luni, 9 sau 10, poate mai mult, cred că este obligatoriu să discutăm din nou despre ce a produs acel lucru. Eu nu sunt de acord că așa a avut un moment de rătăcire pur și simplu, inexplicabil, s-a sinucis. Eu nu sunt de acord, nu ca șef al corpului de control, nu ca președinte al tinerilor, ci că a fost ca o persoană care l-a cunoscut foarte bine. Asta vă și întreb, pentru că știu că ați avut o altfel de poziție. Absolut, și o am în continuare. Vreau să spun ceva, este și o greșeală a presiei aici. Sau meteagnă mai veche a presiei. Nu mai e la modă, nu mai e subiect. Nu știu dacă nu cumva e pleonaz, meteagnă mai veche. Este o meteagnă. Pentru că presa are obiceiul să devoreze o zi, două zile, trei zile, o săptămână, subiectul după care îl face uitat și nu mai revine. Da. Ultimul articol despre procurorul Panait în presa din România, dacă nu greșesc, cred că a apărut cu mult timp. România Liberă a tratat mai mult acest lucru și... Cu mult timp în urmă, sau când și când. Adică luăm un subiect, îl măcinăm două, trei zile, facem ce avem din el și de fapt esența știți care este? Esența rămâne în continuare în subiect. Sunt mai ales într-un acord. Subiect ca acesta al cazului, ca al subiect ca acesta, cum este cazul Panait. Da. Sunt absolut de acord și aștept cu o ocazie, alături de dumneavoastră și de oricine altcineva, să discutăm din nou despre acel caz. Dacă îl lăsăm închis, n-am învățat nimic și Cristi a murit degeaba. Așa este. Într-un oraș, nu dau numele ca să nu acuzăm aici, președintele TSD are cel mai mare magazin. Nu știu cazul și știu pe toți președinții TSD. În oraș sau în județe? Nu știu că nu vreau să schimb eu oamenii din TSD acum să citesc. Dar nu schimb nici eu, nu schimb nici eu. Eu știu pe toți președinții și vreau să vă spun că toți sunt tineri care acum încearcă să facă ceva și muncesc extraordinar de bine. Încă o dată. Cum se facă cele două funcții, cea de președinte a TSD și cea de la corpul de control al primului ministru? Controle nu autentă politică datorită cumului de funcții? Da, tocmai pentru că nu vreau să încurcăm borcanele și tocmai pentru că am, să nu-mi ziceți că atac din nou, dar tocmai pentru că am un exemplu nefericit de încurcat borcanele. Domnul Băsescu, baie primar, baie președinte de partid, vreau cât discutăm despre... De acord, legea. Cât discutăm despre... și la mine legea îmi permite. Mult mai mult decât domnul Băsescu. Vreau să discutăm, pentru că eu fac parte dintr-un guvern care este politic. Vreau să discutăm despre probleme politice, după care despre control sunt dispus să vă răspund la orice întrebare. Inclusiv aș vrea să-mi dați ocazia să arăt că toate controlele pe care le-am făcut nu au fost deloc politice. Și o să dau trei exemple. Spuneți. Am controlat Consiliul General Municipiului București, a fost dizolvat, majoritatea era PSD. Corect, am controlat Primăria Giurgiu. Domnul Stolojan s-a isterizat, s-a dus acolo, a dat un cec în alb. Acum, astăzi am vorbit cu colegii mei, nu sunt nereguli serioase acolo. Funcționare, altceva, dar nu primarul. Și o să spun că primarul, indiferent de că e de la PNL, eu nu i-am găsit nereguli grave. Am controlat un viceprimar la Sibiu, un viceprimar PD. Primarul de la Sibiu nu este PSD, este domnul Iohannes, este din partea minorității germane. Primarul mi-a cerut, prefectul mi-au cerut, am constatat grave nereguli și a fost schimbat acel primar. Tot ceea ce fac indiferent de culoarea politică a respectivei persoane. Cred că dacă este de la PSD trebuie să fie controlat, cred că dacă este de la PNL sau de la alt partid trebuie să fie controlat. Dacă într-adevăr un partid a respectat regulile domnului Ponta, mâine mă și scrie. Curaj, nu vă lăsați, recâștigați încrederea poporului român, ajutați pe toți românii, corect, să vă ajute! În Timișoara se pregătește greva studențească. Ce părere are domnul Ponta despre nemulțumirile studenților? Domnule Ponta, cum explicați că ați obținut unanimitate la vot, neavând niciun fel de activitate la TSD și nefiind deloc cunoscut de tineret? Dacă încurajați tineretul... Nu e adevărat. N-am nici unanimitate și am avut și activitate. 13 voturi împotrivă. Dacă încurajați tineretul, cum se face că mai mult de jumătate din tineri vor să plece din propria țară pentru că nici nu au niciun viitor? Eu aș fi văzut, n-am nimic cu dumneavoastră, credeți-mă. Și îmi plac oamenii tineri. Eu aș fi văzut șeful tineretului social-democrat pe unul care a intrat în partid în 90, în FSN și a rămas păi în era bătrân deja, iertați-mă. Dacă avea 20 de ani, acum are 32. Da.
Da, cum se făcea... Era mai greu atunci în 90. Ei trebuiau să fie figuri cunoscute, să... Nu știu, domnule, dar ce figuri cunoscute? Ce eu sunt figuri cunoscute? Vreau sunt o figură ștearță, dar cunoscută... Dați-mi voie să mă exprim vis-a-vis de ceva ce dumneavoastră a spus. Vă rog. Mie îmi plac tinerii. Toată lumea spune lucrul ăsta. Când un tânăr scoate capul de la cutie, sare toată lumea pe el, începând cu liderii. Vă dați seama, dita mai președinții de partide, PD și PNL, vorbesc numai de mine în fiecare zi. Asta e apropo să promovăm păi tinerii, dar nu cu tinerii. Asta, nu. Păi nu e vorba de flatat. Păi sunt e vorba... de PSD, nu înțelegeți aici? Nu, e vorba de o teamă față de o generație. Dacă încurajezi tineret, tineri acolo. Dacă încurajezi tineretul, cum se face că mai mult de jumătate din tineri vor să plece din propria țară pentru că nu au niciun viitor? Eu cred și poate dau un răspuns care o să-i supere pe alții. Eu cred că orice tânăr are dreptul și e foarte bine să plece o perioadă de timp la studii, aș prefera. Eu am fost la studii destul timp, sau să lucreze, se întoarce de acolo cu o altă mentalitate despre muncă, despre o societate normală și tot ce a văzut și a învățat acolo pune în practică aici. Ce zice soția dumneavoastră că vă vede așa de rar? Că a spus că lucrați și sâmbătă, de mică până noapte. Aveți copii? Nu mai zice nimic. Voi avea un băiat în luna martie. Și mi-aș dori să băiat sau fată? Un băiat. Un moștenitor. Îmi plac fetele, am fată. După aceea o să lucrez și pentru fete. Ce înseamnă? Că un băiat ca să am un moștenitor, de parcă fata n-ar fi moștenitor. Am spus în glumă, numele să-l ducă mai departe. Au suferit și părinții mei și bunicii mei de acest lucru. Credeți că fata mea va purta numele decât tu? Dați-mi voi să vă spun că e o problemă în familia mea. Bunicul meu este din zona Ardealului, din Banat, și a dezertat din armata austro-ungară, a venit în România. N-a avut niciun băiat și a vrut neapărat să-i se ducă numele mai departe, așa că a rămas în familie. De aceea mă bucur că primul moștenitor va fi băiat, dar după aceea, bineînțeles, îmi doresc fete. Și mi-aș dori, când trec pe acasă, să mă recunoască. Nu doar de la emisiunea dumneavoastră, ci chiar să mă recunoască. Bine, mă recunoaște de la emisiuni, să știți. Înțeleg ce mă așteaptă. Cazul Păvălache. Spuneți-ne ceva despre cazul Păvălache. Ați fost procuror. În primul rând îi felicit. Să vorbească procurorul din dumneavoastră. În primul rând îi felicit și sunt tot timpul alături de colegii mei de la PNA și nu numai alături de ei, ci de toți colegii mei procurori și mă bucură că au foarte mult curaj. Trebuia să avem de mult acest curaj și să nu se uite cine e persoana sau de unde vine. 1. 2. A fost un semnal foarte puternic. Stați puțin cu curajul. Dom'le, dar de ce s-au angajat acolo? Eu am făcut dosare când nu am fost procuror. Nu ca să aibă curaj? Eu am făcut dosare. Statului ca să aibă curaj și să lupte împotriva corupției? Fiecare are curajul lui intern, nu pe care îl dă instituția. Eu am făcut dosare, am avut oameni care m-au amenințat, mi-au urmărit familia. Nu vreau să fiu o victimă. A fost meseria mea, eu mi-am ales-o și mi-a plăcut foarte mult și eu o regret. Pentru că am jumate din inima tot la intrați în politică. Ba da, o regret în continuare. Jumate din inima mi-a rămas acolo la partid. Nu vă doresc, dar gândiți-vă ce s-ar întâmpla, cum s-a întâmplat de-a lungul acestor ani de tranziție, ca peste câțiva ani să veniți în opoziție și să fiți... Se va întâmpla, nu o să stăm la putere. Să fiți acolo, la tineretul PSD, fără funcție, la corpul de control. Să uitați și de parchet, o ziceți, aoleu, cine m-a fi pus să plec din parchet? Eram un profesionist, o carieră. Nu? V-ați gândit vreodată? M-am gândit de mai multe ori la faptul că, așa cum am spus, jumate din inimă mi-a rămas la parchet și la alături de magistrați. Și eu îi consider în continuare familia mea și colegii mei. Pe de altă parte, a fost opțiunea mea și am spus că nu vor avea niciodată un avocat mai bun în politică a lor decât mine. Cazul Dabela. Vi se pare normal ceea ce se întâmplă? Mie știți ce nu-mi place? E foarte bine. Dacă haideți să vă spun ce nu-mi place mie și dumneavoastră să-mi spuneți dacă, la rândul dumneavoastră dacă vă place. Dom'le, pe un ger de ăsta de crapă pietre la minus 15 grade, îl văd pe Dabela cu cătușile, cu haină în cap. Mă rog, n-am nimica. Dacă a greșit, să răspund în fața justiției. În același timp, aud că s-a găsit o geantă cu 50.000 de dolari, ba 70.000, și mai erau și o geantă cu dolari și aparate. Dom'le, stai puțin. Prezumția de nevinovăție trebuie să existe și în România asta nenorocită. Păi eu stau și mă gândesc la următorul lucru, da? Mă trezesc cu o percheziție în casă la mine, au găsit bunuri electronice. Am și o combină, vai de mama ei. Și într-un colț erau 5.000 de dolari, 200.000 de lei și așa mai departe. Deci mi se pare că am mers prea departe cu nebunia. Ce cred eu? Parchetul trebuie să dea un comunicat. Aici pleacă totul de la neînțelegerea ideii de transparență, că tot invocați aici transparența. De acord. Trebuie parchetul să vină. Da, vă rog. Da.
Cred, în primul rând, că cea mai mare greșeală pe care o poate face justiția, în total, și parchetul, este să transforme actul de justiție într-un show. Corect. Când îl facem show, sentința e dată, eu acum, ca judecător, ce să mai judec? La Dabela sau la Păvălac? E vinovat? Toată lumea a spus că e vinovat, gata, e definitiv. Dacă îl facem un show, e o greșeală. Dacă facem lucruri încă o dată pentru a apărea frumos la televizor, dăm grămadă peste oameni, mai țin minte din filmări cu generali care spărgeau uși noaptea, spune Constituția că n-ai voie să faci percheție noaptea, dar dădea bine la televizor, dădea cu piciorul în ușă. Dacă facem pentru show, nu mai e justiție, e show. Este petrecere, este circ. Da. Dacă nu facem, să nu stricăm, n-am voie că, nu, că s-a întors legea, nu e în vigoare a domnului Furteanu. Da, sper să nu fie nicio problemă. Dacă o facem serios, da, toate lucrurile astea se învață. Ce înseamnă să spui, cazul este acesta, astea sunt lucrurile. Domnule, trăim o mare dramă când e vorba de justiție. Eu nu o să știu niciodată dacă Dabela a fost, este sau nu vinovat. După toate cele întâmplate. Nu mai am niciun reper, cum să zic, de la repere emoționale până la repere constatate la fața locului. Nimeni nu a venit să-mi spună cu adevărat o voce oficială să-mi spună, domnule, s-au găsit. Și ce dacă, domnule, s-au găsit 20 de mii de dolari? Sigur că e greu de crezut că la un funcționar al statului, totuși are 10 ani, se pot găsi 10 de mii de dolari. Poate nu era un... Și ce dacă s-au găsit? Suntem în continuare nebuniți de saci de dolari, de valiza cu electrocasnice și așa mai departe. Pot să mai dau un exemplu? Vă rog. Am lucrat ca procuror într-o cauză de care foarte mulți au auzit. Mega Power. Când am venit în parchetul general, toată lumea fugea de ea pentru că era în ziare. Am mai așteptat vreo 5 luni să nu mai fie subiect. Am făcut dosarul, am audiat și domnul Stolojan, era chiar dânsul acolo, nu a fost probe împotriva. Probabil că de aceea, dar nu, n-ar avea de ce, pentru că nefiind probe împotriva domniei sale, nu a pățit absolut nimic. Am făcut dosarul, a fost trimis în judecată, omul vinovat, a fost condamnat. După ce s-a mai liniștit puțin dorința de lumini, artificii. Așa cred că se poate face justiția și altfel ar fi o greșeală. Și noastră ce părere aveți de cazul Dabela? Eu despre Radet nu mi-asum acum niciun merit, doamne ferește, dar despre Radet am scris în nota mea de control din luna ianuarie. Mă bucur că și sper că acum să folosească acest lucru. Eu cred că dacă au toate acele probe pe care nu le-am aflat de la parchet, că n-am vorbit la parchet de acest caz, ci le-am aflat de la noastră din presă, cred că sunt probe foarte bune și judecătorii vor putea să judece. Și de ce e acuzat Dabela? Care este, ce îi se pune în sarcină? Eu vă spun ce am citit în ziare. Da, vă rog, vorba vă rog. Despre niște sume de bani pe care le-a primit pentru a facilita în mod ilegal un contract. Cum în mod ilegal? A fost încheiat un contract în 99. Da. Eu cred că dacă era absolut legal contractul, nu se putea întâmpla. Păi oricum legal nu era să primească bani pentru acel contract. Nu, dar de unde știți că e legal sau ilegal contractul? Vedeți că și dumneavoastră afirmat. Nu, n-am spus. Am spus, asta am citit și eu în presă, dar nu m-a pronunț despre un caz până Ponta, nu văd hârtiile. Răspundeți-mi sincer la întrebare, da, absolut sincer. Întotdeauna răspund sincer. Credeți că s-a făcut vreun contract în România cu sume foarte mari, în care să nu se dea și pagă? Da, cred. Așa cum cred că s-au făcut mult mai multe contracte decât cel în care l-am arestat pe Dabela. Deci, mult mai multe. Fac afirmații tranșante foarte rar. Eu cred că niciun contract, niciun mare contract în România nu s-a încheiat cu firme străine sau altfel de firme fără să se fi dat-o și pagă. Vreau să vă spun că... Știi ce e paralizant aici? Încercăm să lucrăm și cu această problemă și poate îmi dați voie să vă spun. Vă rog. În ultimele două zile au fost acele apeluri foarte clare și foarte serioase și ale președintelui țării și ale primului ministru pe partea de corupție. Se pare că... Dar de ce primul ministru și președinte trebuie să facă apel? Numai puțin. E bine. Numai puțin. Procurorul, de ce nu clar, trebuie să... E foarte clar că nici președintele nu poate, nici primul ministru, să o alerge el după toți coții să verifice toate... Nu zic că nu e bine, foarte bine, dar de ce foarte bine facă? Că le-au făcut. Procurorul, de ce trebuie să aștepte la președinte să aresteze pe aici păgar? Nu. Trebuie să dacă ne închipuim că numai procurorul singur sau numai șeful corpului de control singur poate să facă tot, e o greșeală. Până nu-și face fiecare bucățica lui, e foarte greu. Chiar joi, în ședința de guvern, o să prezint câteva măsuri foarte concrete. Și acestea se referă chiar la ce spuneați dumneavoastră, la modul de încheiere a contractelor. Vor fi câteva lucruri destul de dure. Vom avea un
un cod fiscal și un cod de procedură fiscală. Nu o să mai fie 50.000 de taxe în 50.000 de locuri. Apropo, legea lobby-ului, domnule. Legea lobby-ului va trece de guvern și va intra în Parlament. Și atunci vom avea pentru legal. Toate cauzele penale. Nu va fi șpagă legală. Vor fi niște bani de care toată lumea trebuie să știe dacă se dau sau nu. E adevărat. Deci sunt niște măsuri pe care zilele acestea le vom lua. Problema este să le punem în practică. Și chiar cred că există determinarea de a le pune în practică. Sunt lucruri foarte concrete și lucruri foarte, foarte importante care vor ne mulțumi o mulțime. Eu am un sentiment foarte ciudat. Și știți de unde pleacă acest sentiment al meu? Când se vehiculează sute de mii de dolari și milioane de dolari și pagă. E incredibil. Gândiți-vă la reacția oamenilor care au salariul un milion. Păi nu, s-a dovedește. Nu, sigur. Se vehiculează. Nu știu dacă e adevărat. Gândiți-vă la oameni care au 1, 2, 3 milioane salarii. 4 milioane, 5 milioane, 10 milioane. Dom'le, e incredibil că într-o România, într-o țară atât de săracă și care trece prin momente atât de grele din punct de vedere al nivelului de trai, se vehiculează sumele astea. Nu știu, rușine, ăștia care iau și pagă, n-au nicio rușine până la urmă. N-au niciun principiu, n-au nimic. Dom'le, totuși, ia mă 10.000, ia 5.000, Doamne iartă-mă. Cu sutele de mii aici de dolari, cu milioanele de dolari. Aici greșiți dumneavoastră. Pot să vă spun o dată în emisiune? Puteți să spuneți de 1.000 de ori greșesc. Eu cred că este foarte grav și e bine să-i prindem pe cei care au 300.000, 500.000. Pe de altă parte, dacă vorbim de omul ăla cu 3 milioane, omul ăla cu 3 milioane n-aș să dea. Omul ăla este la direcții financiare, la vamă, la poliție, la nu știu unde, la guvern. Tot timpul trebuie să dea 100 de lei, 500 de lei, 1000 de lei. Nu mai rezistă la lucrurile astea. Altă nenorocire. Și dacă eu în special de acestea vreau să mă ocup foarte mult în continuare. Pentru că am primit anul acesta 3500 de plângeri din partea oamenilor. Pe fiecare în parte, dacă le-am luat și le-am tratat, s-a rezolvat acel lucru. Și oamenii mi-au spus, dom'le, nu credeam că se poate să mai trecem, să mai fie o instituție publică. Eu cred că se poate lucrul ăsta. Dacă nu mai cred că se poate, vin la dumneavoastră la emisiune și mă angajez. Nu mai plec de acolo. Eu cred că se poate. Nu e ușor, dar trebuie să o facem. Cum au intrat în casă procurorii la Dabelu? Au avut mandat de percheziție? Nu știu. Sunt absolut convins. Procurorul este cel care emite mandatul de percheziție. Deci nu știu cazul Dabelu, dar sunt convins că un procuror intră cu mandat de percheziție. Și procurorul care a intrat acolo trebuia să spună presei sau să lase informația să scape. Domnule, s-au găsit 50.000 de dolari într-o geantă de lângă șifonier și în camera de zi, pe balcon, într-o altă sacoșă și mai erau nu știu câte sute de mii. Eu, dacă aș fi fost procurorul în acea cauză, aș fi spus tot ce am găsit acolo, dar numai în măsura în care cei 50.000 sigur proveneau din acea mită și înțeleg că de acolo proveneau. La Păvălache 5 zile nu s-a știut câtă mită era la el în geantă. Atunci îmi dați voie să trec acolo, că trebuie să fim mai transparenți, nu în vorbe, da, că dăm perfect. Ci în minte, să înțelegem că sunt lucruri care nu trebuie să le ascundem față de oameni. Știți de unde pleacă această nebunie și cade și presa în păcat? Pentru că parchetul l-a arestat pe Dabelu. Nu, dar eu nu vreau să critic. Păi nu vreau să-l critic, eu vreau să-l atenționez. Bune. Parchetul Național Anticorupție, după ce l-a arestat pe numitul Gheorghe Dabelu, trebuia să iasă în fața conferinței de presă frumoasă, cu sigla parchetului în spate, lumini, fotoreporter, cea bună seara, sunt Amariei sau sunt Ionescu Popescu. În această seară a fost reținut numitul Dabelu Gheorghe. În cauze Am înțeles. Eu cred că parchetul face o treabă foarte bună. Cred că și parchetul, așa cum și eu la corpul de control, nu știm foarte bine să comunicăm. Trebuie să învățăm și trebuie să avem încredere mai mare în cei specializați. Există oameni care sunt plătiți pentru asta. Vreți să vă spun ce s-a întâmplat la parchet? Nu spun care? Nu spuneți care. Vreți să vă spun care? Nu-mi spuneți. Vă spun încă o dată deci că trebuie să învățăm să comunicăm. Deci la parchet am trimis o invitație pentru șeful parchetului să participe la emisiune. Ascultați-mă o secundă. Am confirmat șeful parchetului că participă la emisiune, la telefon, cu redacția emisiunii mele, și a doua zi, purtătoarea de cuvânt de la parchet mi-a trimis un fax prin care spunea că nu poate să participe. După ce confirm. Deci n-avea că procurorul. Dom'le, nu există comunicare, nu există transparență, nu exact există nimic. Da, dar nu săriți acum. Păi că lăsați-i să aresteze oameni, lăsați-i să aresteze pe cei vinovați. Trebuie să spună de ce arestează oameni. Categoric trebuie să spună. Pentru categoric. Și trebuie să respecte prezumția de nevinovăție. Categoric. De aceea cred însă că trebuie să și parchetul și eu și alte instituții să ne bazăm mai mult pe oameni profesioniști, să știm să comunicăm, să spunem ce am făcut acolo. Bun, vă mulțumesc mult pentru participarea în această emisiune și vă doresc baftă la conducerea Tineretului Social-Democrat. Vom mai avea prilejul să discutăm despre asta. Prima parte a emisiunii se încheie, ce urmează partea a doua și o să vedeți și partea a treia. Nu trebuie să plecați, stați pe aproape, că nici nu știți ce poate să se întâmple în următoarele două părți ale emisiunii.
Ne întoarcem după pauză publicitară. In 1963, while taking part in a spearfishing tournament, I looked down and there was this great big head coming right up to bite. This huge thump crushed me through the chest. I was nearly bitten in half. I was lucky to survive my attack, but strangely it opened doors for me. The shark is the last of the predators that man hasn't tamed. The oceans are so vast that we have to learn to live with them. And so I organized expeditions to try and find out more about them. We've found it very difficult to find sharks. They are quite rare. And I've been trying to work out how they can be protected. My shark attack changed my life. It introduced me to this marvelous, wonderful creature. Whatever your journey, keep walking. Puternici. Doamne ajută, că dreaptă e calea pe care am aflat. Am venit să mai luăm ceva la rate. Domo face acum cea mai ispititoare ofertă. Creditul Domo pentru orice produs Philips. Dă-ne putere și pentru un robot de bucătărie. Să fii cu minte, ai auzit? Să nu te obișnuiești să vorbești, da? Și acum momentul mult așteptat. Să vedem cine a luat primul. Da, tu știai că ai viteză de până la 15 ori mai mare cu Zap Online? Da, știai că se dau prime? Dar tu știai că de oriunde în țară cu Zap Online poți intra pe net formând același număr de telefon? Dar știi că noi avem o filială la Iași? Și Zap are acum acoperire la nivel național. Zap? Bine, știu. Zap Online. Zap Online. Zap Online. Zap, the next generation network. Când un genist imbatabil și un polițist curios și cam ghinionist devin aliați în lupta contra unei arme teribile, confruntarea devine un război în toată regula. Steven Seagal și Tom Sizemore vin în ultima secundă, sâmbătă, la Antena 1. Noua Primola e atât de bună încât nu-ți vine să o împarți cu nimeni. Noua Primola, ce al tău e pus deoparte. Nu am asigurare. Stau acasă. Genial!
Scapă acum, rapid, de durere. Ia Sanador Extra, un produs din gama Sanador, fabricat de Larofarm. Duminică seara, la super jocul tentației și al inspirației. Tu alegi ce câștigi. Aici sunt premiile, aici e distracția. Duminică seara, bate palma cu Dan Negru la Antena 1. Discovery Vodka, spiritul Nordului. Cum miroase fulgerul? Iată, noul parfum Lightning de la Man & Speed Stick Gel. Protecție 24 de ore. Cool, inspirat de forțele naturii. Protecție 24 de ore. Parfum intens. I've been asking too much. You allowed me. Though I want to ask you to dance, you won't have me. The night is long and I'll have the sweet chance to Alexandrion, dorința care te apropie. Noul Mini Stick cu binecunoscuta eficiență Rexona îți oferă acum protecție maximă împotriva transpirației și mirosurilor neplăcute. În plus, te protejează zi de zi timp de cel puțin 2 săptămâni. Noul Rexona Mini Stick, la un preț atât de mic. Planul să văd locuri noi. Planul să citesc mai mult. Planul o să fiu mai aproape de prietenii mei. Conex îți dorește cei mai bine pentru LAN-ul. Abonează-te până la 31 decembrie și ai 50% reducere la convorbiri în rețea în primele 3 luni, 50% reducere la abonament timp de 6 luni și telefoane la prețuri extraordinare. Rămâi lângă cei dragi și după sărbători. Partea a doua a emisiunii noastre. Puneți aia cu direct, așa. În Jurnalul Național de mâine puteți citi gimnaste goale, colecție completă. Fotografiile preluate de presa română din revista japoneză Shukan Gendai nu sunt nimic pe lângă cele aproape... Am citit taiurile, da? Mă rog. Cele aproape 100 de imagini conținute de albumul foto editat ca supliment. Jurnalul Național a intrat în posesia acestuia și vă prezintă fotografii inedite cu Lavinia Miloșovici, Corina Ungureanu și Claudia Presecan. Cei care vor să vadă și mai multe imagini pot accesa www.jurnalul.ro. Se mărește metroul Bucureștiului. În următorul an, metroul din capitală se va extinde cu 24 de kilometri, ajungând și în cartiere precum drumul Taberei, București Noi, Băneasa sau la Otopeni. Lucrările vor începe în 2003 și sunt prevăzute a dura 10 ani. Ioan Mureșanu Șuit din PNCCD, fostul ministru al Agriculturii, a fost suspendat pe timp de un an din funcția de vicepreședinte al PNCCD. Un nou Eldorado pentru fotbaliștii români, China. Rapidistul Constantin Schumacher, stelistul Claudiu Răducan, precum și antrenorul sportului înțesc Ioan Andone, au gândul serioase de a pleca în campionatul chinez. Atât din Jurnalul Național de mâine. Avem în studioul nostru pe Paula Selin. Bine ai venit, bună Paula. Seara, bine te-am găsit. Bună seara. Ai fost într-un turneu în Norvegia, da? Și ai fost primită bine în Norvegia? Da. Ai cântat foarte în limba engleză? Am fost și în limba engleză și în română. Am și cântat în limba română? Există o comunitate acolo de români? Da, există. Da și nu. Da, nu este la fel de mare cum, spre exemplu, am întâlnit în Canada. Uh-huh. Destul de mulți români. Însă au venit la... Am fost surprinsă să constat că la unul dintre spectacolele pe care l-am avut, mi s-a cerut să cânt Ploaia în luna lui Marte și... Da? A fost foarte interesant. Deci te cunoșteau, da. Am înțeles. Și ai avut succes? Credem sau sperăm noi că da, cel puțin. Voi și cine de când... sunteți tu și cu mai cine? Și cu oamenii care se ocupă de managementul și impresariera mea. Și asta ce e aici? Este invitația la... Dar de ce tocmai în Norvegia? Pentru că de acolo ne-a fost lansată invitația de a cânta într-un concert care avea ca scop strângerea de fonduri pentru copii din, chiar din România. Deci, practic, eu am cântat și pentru norvegieni și pentru români. Pentru copiii din orfelinatele din România a fost un concert organizat de Hand to Hand,
care s-a ocupat de trimiterea unor ajutoare pentru copiii din orfelinatele noastre. Ei bine, și acest concert a fost susținut alături de Orchestra Militară Simfonică din Bergen, în holul mare al sălii Grieg din Bergen. A fost foarte frumos. Am repetat cu ei două zile foarte, foarte intens, pentru că foarte mult, pentru că peste noapte s-a schimbat repertoriul, a trebuit să abordăm ceva mai altfel decât. Nu, dimpotrivă, ceva mai, eu pregătisem ceva mai cald, pregătisem cu totul și cu totul altceva. Și a trebuit să ajungem la un numitor comun, dar a fost și bine pentru mine. Și ai dezghețat inimile norvegenilor? După reacțiile celor din sală, cred că da, pentru că... Da, te rog. Am cântat, au fost foarte interesați de piesele noastre românești, am cântat și câteva piese din folclor. Și tine au fost interesați? În ce sens? În sensul muzical, al cuvântului, artistic. Absolut. Mi-au și comunicat că au intrat pe site-ul meu. Un norvegian putră de bogat care este chiar în căsătorie? Nu. Nu. N-am lăsat-o așa impresie. Cum? 15% mă ocupam eu de acte. Doamne. Da. Așa. Da? Să revenim. Nu primești la el în căsătorie? Dacă primesc? Stai să te gândești dacă primești el în căsătorie. Primesc, dar nu le onorez deocamdată. Deocamdată. Dar până la urmă trebuie să onorezi una, două din ele. Și una și bună. Și cine te cere în căsătorie? Hai să vorbim despre alte lucruri acum. Chiar sunt multe alte lucruri importante de discutat. Spui? Ce să-ți spun? Spui că sunt alte lucruri importante? Da. Păi nu, dar te întreb, de până la urmă când te căsătorești toată lumea, nu? Și eu stau cu gândul, mă, Paula Selin, da. Și mă gândesc acolo, ești trecută, necăsătorită. Păi și dacă zic, bine, da, mă amintesc ultima noastră convorbire la telefon, chiar asta a fost când te măriți, nu? Păi și nu te-ai măritat de când te-am întrebat ultima dată? Încă nu, dar o să afli. Dar o să aflu de unde, din ziare. Te-a cerut? Hai că asta e 12 noapte, să mai tăim. Spune. Nu răspund la această întrebare. Zi-mi un coment. Dan m-a cerut la... nu, hai să spun eu. L-am cerut eu pe el. E bine? Tu l-ai cerut, da, pe el? Căsătoria, ai avut, da, curajul ăsta să ce? Da, de ce nu? Dar el ce avea? Mamă, nu știe să vorbească. El nu putea să deceară și el? Comunicăm altfel decât verbal. Ai mai fost la casă, la Baia Mare? Da, de fapt, chiar m-am întors de acolo. Vino mai aproape puțin, ca să discutăm niște lucruri. Serios, te vino mai încoace. Hai că vin. Și spune-mi, te rog, există vreun handicap din punctul ăsta de vedere, că vii din Baia Mare? De ce ar? Te întreb dacă există, poate nu. Nu cred. Adică ți-a fost ușor când ai ajuns la București aici? Nu mi-a fost ușor. Nu mi-a fost ușor pentru că sunt stiluri diferite de viață. Cel liniștit de acasă nu prea... sau felul în care eram eu obișnuită să trăiesc acasă nu prea m-a ajutat să mă adaptez repede aici. Dar ce te-a ajutat de acasă să faci aici? Să mănânci gutui și să cânti. Spune-mi. Nu, acasă... Nu știu, la un moment dat mi s-a... Vino mai aproape, că e interesant să spui. La un moment dat mi s-a reproșat că vorbesc prea mult și ridic în slăvi copilăria mea și felul în care am cine crescut acolo. N-are importanță, dar oricum lucrurile astea... N-are importanță. Lucrurile astea... Eu le simt, este normal să vreau să mă întorc de fiecare dată la ce am trăit când am fost mai copil, la cum am crescut și... Și acum te crezi că ești o femeie împlinită? Nu, cred că sunt un pic mai mare decât eram când am venit. Deci ai rămas pe undeva copil? Da. Nu te-ai schimbat foarte tare. Părinții tăi ce zic despre cariera ta? Sigur că au fost luați și ei de val și le-a plăcut destul de mult ce mi se întâmplă și s-au bucurat pentru mine. Acum însă și suferă și se bucură în același timp, pentru că ce fac eu nu este întotdeauna lipsit de părți mai negative. Dar ce faci? Mergi pe sârmă? Ce faci? Se poate spune și asta. Păi ce fac eu nu este lipsit, de ce nu-i lipsit?
de lucruri mai neplăcute uneori. Adică ce faci? Ce adică este un stres foarte mare și știi și tu asta, pentru că ești supus același stres. Eu? Și eu și stres. Nu am ce trebuie. A, e bine, ești norocos. Eu vreau să fac o revoluție și după aia să plec. Spune-mi, te rog, și vorbești cu el la telefon? Te sună mama ta? Da, zilnic. Zilnic vorbești cu el la telefon? Da. Bă, ce nu mai te sună? Că fetele de la mine ultima dată te-au căutat vreo 3 săptămâni până să vorbească cu tine. Pe fix? Pe fix? Nu. Ai telefon fix? Am și telefon fix și funcționează. Mașină ai? Da. Și cum conduci prin București? Că știu că femeile la volan și mai ales prin București și mai ales din Na, eu îi las pe ceilalți șoferi să mă judece, nu comentez felul în care conduc. Ai avut vreun accident, ceva, vreun scandal? Inevitabil am avut, mai ales la început, începuturilor. Orice, știi, se zice că orice șofer începător, până nu are un mic eveniment rutier, nu e șofer bun, așa că... Spune-mi, te rog, albumul ăsta pe care l-ai scos, albumul de Crăciun, sunt cântece pe care le ascultai acolo, nu? În Maramureș. Da, sigur, în proporție de 90%. Și cum le cânti aceste cântece? Le cânti ca și când ai fi fost copil? Probabil că le cântai și atunci în copilărie, în adolescență. Sau le cânti după ce ai căpătat maturitatea artistică pe care ai căpătat-o? Cred că un pic din fiecare. Am unele colinde care sunt atât de sincere și de simple și de clare. Aceste colinde n-ai cum să le cânți altfel decât cu sufletul și cu sufletul copilăriei. Exact. Hai să vedem o melodie care se numește Trei Păstori. De acord? Da. Hai să vedem. Anda.
Spune-mi când mai e o secundă, nu 10 secunde. 10 secunde și mai era o secundă. Bună seara. Albumul de Crăciun, foarte frumos, mi-a plăcut. Se potrivesc foarte bine aceste cântece de sărbători, aceste cântece frumoase. Le cânt cu foarte mult suflet, să știi. N-a fost una care să nu-mi creeze un anumit, adică așa, o anumită stare, o anumită stare în studio. Deci când ai nevoie de ajutor, strigă, sunt aici. Mulțumesc. Vin cu o virgulă, cu un punct, cu un predicat. Dar tu tot timpul ești atât de gingaș și niciodată nu zbieri, nu strigi, nu bați. Ai putea să iei cana să dai cu ea după mine dacă te-aș întreba dacă te măriți și cu cine? Nu. Ești, totdeauna ești calmă și ești atât de... Vorbești atât de încet și... Dacă îmi spui ceva care e foarte important și un aud. Nu sunt întotdeauna foarte calmă, decât cu oamenii care mă fac să intru în această stare. A? În care stare? Destul de nereușit. Care stare? Adică mă oblig, nu mă obligă prin felul lor de a fi să fiu așa. Ai prieten? Da. Te duci cu el la film? Da. La ce film? Nu știu, orice film. Cum? Deci fii, recapitulăm. Ai prieten? Da. Te duci cu el la film? Da. La ce film? La filmele... Vrei să-ți spun acum la ce filme am fost? Da, mă interesează și pe mine ce filme vezi. Dar poate nu interesează pe cei care sunt. Domnule, deci eu vreau să mă duc la filmul la care a mers Paula Selin cu prietenul ei. A Beautiful Mind. Va. Ce? Tare. Așa? Dar nu mai zic nimic. Că... Asta l-ai văzut Good Will Hunting? Nu l-am văzut. Tare. Da? Așa, mai departe. L-ai pe casetă? Nu, l-am văzut la HBO. Mai departe. Prinzi HBO? Te uiți la televizor acasă? La emisiunea mea te uiți? Da, mă uit. Am văzut șaseară. Sau noi schimb canalul. Ce aseară ce era? Aseară era invitată... Se făcea că... Aseară aveai pe Chris invitată. Da. Da? Și eram și eu în studio. Și erai foarte vorbăreț. Exagerat de vorbăreț. Atunci o să... Viroza, nevroza. Cred că da. În mine e un amestec de viroză și nevroză. Mm-hmm. Trăiesc uneori foarte aprins ceea ce trăiesc toți românii. Pe la ora 6-7, așa pe înserat, ești atentă? Da. Vrei să-ți notez sau auzi minte? Am tot ce trebuie. Pe la 6-7 mă apucă să, așa, revolta. Să fac ceva, să schimbăm ceva în România, înțelegi? Mm-hmm. Interesant. După emisiune, așa, aș fi în stare să iau pușca să ies pe stradă, să mai fac o revoluție. Ca toți românii, până la 3-4, ori chem lăutarii ca să cânte ceva de inimă albastră, ori mă culc. Asta e bine. Și probabil că de aici și resemnarea asta noastră. Tu ce faci noaptea? În general dorm. Nu? E normal. În general. Și în particular. Altfel se mai întâmplă să mai ies în oraș, să mai privesc și eu televizorul și să mă minunez, cum spuneai tu. Ce crezi tu despre mine că te întreb toate astea? Ce zici? Asta nu știu. Pur și simplu nu crezi, nu? Dar emisiunea ta, faci ce vrei. Așa păi că... da, și tu nea, stai puțin, nu fac ce vreau. Eu încerc să spun ce aș vrea să spun. Și... Ia, ce vrei să spun? Hai, serios. Deci ce ți-ai propus tu să spui în emisiune în seara asta? Ce mi-am propus? Deci stai că mă duc la nebunul ăla, începe să mă întrebe cu prietenul, cu nunta, cu nu știu ce. Da, că asta te interesează foarte bine, numai că eu am... Nu, dacă poți să răspund sau să nu mă interesează. Auzi, știi ceva, vezi-ți de treaba ta, nu te interesează viața mea privată. Nu mă supăr. Nu, că m-a învățat mama să fiu politicoasă și să răspund la întrebări. Dar politicoasă cu cine trebuie, nu cu... Nu, că cu tine trebuie să fiu politicoasă. Deci, spune-mi, te rog, ce ai fi vrut să spui la această emisiune? Aș fi vrut să povestesc despre momentul lansării acestui disc, pentru că tu ai un disc care banal. Încă n-a fost lansat. Banal să spui, spun eu asta, că va fi lansat când? Hai, spune-te. Păi nu, spune acum, da, să vezi. Păi tu spui lucruri neinteresante. Că va fi lansat când? Adică a venit mesajul. Păi nu este chiar neinteresant faptul că eu aștept niște oameni care să vină și să asculte. Nu, să anunți când. Este neinteresant. Te rog, anunță. Nu știu dacă mai vin acum. Mă, ce mesaj ai primit? Ia, haide, spune-mi.
Paula, puncte, puncte, multe salutări, puncte, puncte, ești cool. Wow. Primul, da? Citesc al doilea? Hai, citește. Până citești tu și... Da, te rog. Paula, ești tu dulce, ține-o tot așa, cu muzica. Septi Târgu Mureș. Paula, puncte, puncte, vină încoace. Puncte, puncte, ești superbă, puncte, puncte, în toată splendoarea cuvântului. Adică, ce înseamnă asta? Care, cum în toată splendoarea cuvântului? Superb, nu? Superbă. Fie ca zâmbetul să nu te părăsească vreodată. Foarte frumos. Mult succes în continuare, Paula, și cât mai multe albume, pe când nunta. Liviu Ungureanu din Piatra Neamț. Liviule, auzi? Asta cu nuntă lasă, că nu spune nici mie. Da, si. Vrei să spui când se lansează discul? Vreau să spun că aș vrea să vină cât mai mulți iubitori de... Frumos? Da, îndrăznesc să zic că aceste piese au ieșit frumos. Sunt chiar frumoase și au o stare frumoasă în ele. Am lucrat la ele cu, probabil vă amintiți de numele Călin Ionce. E bine, cu el am lucrat. Călin Ionce este cel care mi-a realizat primul negativ cu care am și câștigat Mamaia. Acum ai câștigat și Cerbul de Aur, ai câștigat ca multe, Paula Selig. Și nu e bine? Dar ce figură angelică aici. Nu seamănă deloc cu tine. Nu? Păi, dar că nu seamănă. Câți ani aveai în poza asta? Ai făcut-o mai când aveai cu 5 ani în urmă, nu? Ai adus o poză din școala generală, din liceu. A fost făcut, nu, serios, nu seamănă cu tine. A fost făcut exact înainte de plecare în Norvegia. Probabil eram într-o stare un pic altfel decât mă vezi acum. De ce? Când înainte de a pleca în Norvegia trebuie să intri într-o stare anume? Dar cum ești atunci de înainte de a pleca în Liechtenstein? Nu, hai că nu e. E vorba de faptul că mă pregăteam atunci intens. Era în febra pregătirilor. Unde vei face Crăciun? Acasă. Acasă la cine? Acasă la mine. Acasă. Există un singur acasă în adevăratul sens al cuvântului. Da. Cu prietenul? În primul rând cu părinții. L-ai prezentat pe prietenul tău părinților? Da. Și ce păreau despre el? A trecut testul? Da. Colindăm, colindăm, o ce veste minunată, astăzi s-a născut Hristos. De ce Hristos cu C și nu cu H? Mă rog. Domn, domn, să înălțăm, sus la poarta raiului, cerul și pământul, colon susul, colon josul, pe un podeț de... Pe un poduț de raiu. Ai scris podeț. Deci e greșit. Pe un poduț de raiu. E greșit. Deci prima greșeală, consemnați. Nu e vina mea. Nu, eu am găsit-o. Dacă găsești la note, acolo să-mi spune. Și asta colon susul, colon josul, cum e? Una e... Ne-ai pus noi cu ceva? Da, ce vrei să-ți cânt? Ce vrei să... Ești unul dintre puțini artiști care cântă tot timpul live. Da. Cântă o strofă din ce vrei tu. Din, ziceai, de colon susu? Nu, din ce vrei tu. Sunt două colinde foarte interesante. Colon josu... Cântă ce-ți place ție cel mai mult. Hai să-ți cânt poveste din partea noastră pentru... Pentru că această piesă o cântam și când eram mică. E un cadou nostru pentru cei care o iubesc pe Paula Selig și pe cei care nu o să poată să o asculte, să spunem, de Crăciun. Ok. Aseară pe-nserate Fecioara Maria, în Viflaim cetate, călătorind venea, și fiind obosită, să lași-și căuta, și-n Viflaimul mare nimenea n-o primea. Cred că ți-e destul. Da, foarte frumos. Aplauzele, gândește dacă sunt, că există. Ai cântat foarte frumos. Ce-ți mai dorești pentru să-ți aducă moșul? Sănătate, în primul rând, că... Na. E cea mai importantă. Da. Îmi pare rău că repet lucrurile astea comune. Îmi doresc să pot
să realizez toate proiectele pe care le-am pentru anul viitor. Țin foarte mult să zic un lucru care mi se va întâmpla în martie, pentru că urmarea concertelor pe care le-am avut în Norvegia, am fost rechemată să cânt în deschiderea unei artiste foarte mare a lor, un fel de Celine Dion a Norvegiei. Da, care are un proiect foarte interesant acum, cântă piese de ale lui Edith Piaf, pe care le-a pus pe un album nou și pe care îl va lansa atunci, iar eu voi cânta în deschidere. Sunt foarte încântată și cu atât mai mult cu cât voi fi prezent acolo cu întreaga mea trupă. Care este piesa, cântecul care te definește pe tine cel mai tare de când ai început cariera în muzică? Cum se numește? Greu de spus. Vezi că eu pun și întrebări serios. Da. Incredibil. Dar adevărat. Dar adevărat. Hai că ultima dată întreb cu nunta, da? Da. Spune-mi la asta, da. Bine, sunt mai multe piese pe care le consider că mă reprezintă foarte mult, pe teme diferite. Cu atât mai mult cu cât la majoritatea pieselor compuse de mine le-am făcut și textul. Dă-mi o melodie. O piesă inspirată... Și te las să pleci acasă. O piesă inspirată, spre exemplu, chiar din Eminescu, din Mai am un singur dor, și ca text și ca melodie, pentru că mie asta mi-a spus. Chiar așa, șase și numește, pe știi ce înseamnă să fii fericit. Ce înseamnă. Bun, Paula Siling, îți mulțumim. Îți dorim niște sărbători. Niște sărbători fericite. Sper să nu te fi supărat prea tare. Și amânăm întrebarea cu nunta după sărbătorile de iarnă. Ok. Cum vrei tu. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc și stați pe aproape. Urmează partea a treia emisiunii. A fost Victor, a urmat Paula și va veni Otilia. Stați pe aproape, ne întoarcem imediat. Acum, cartelele Camarad sau Connex Go au perioadă dublă de valabilitate în care poți da sau primi telefon. Și în plus, $7 dai pe cartelă. $7 primești credit. Noul Mini-Stick, cu binecunoscuta eficiență Rexona, îți oferă acum protecție maximă împotriva transpirației și mirosurilor neplăcute. În plus, te protejează zi de zi, timp de cel puțin 2 săptămâni. Noul Rexona Mini-Stick, la un preț atât de mic. Ilus dioses contemplarum complacidos. Dacă vine bușa aici, dacă tine de pământ, mă! Pasion, descoperă-i misterul. Se iau un prezentator haios, un bucătar priceput și 4 gospodine deștept de foc. Se presară puțin cnor și se lasă 30 de minute la foc iute într-un concurs pe teme culinare. Peste toate, se mai adaugă rețete, premii, 100 de milioane de lei și uite la Paris. Și bună dispoziție și se obține Culinoriada, un concurs delicios pregătit de cnor. Sâmbătă, la Antena 1, ora 18:30, ți se pregătește ceva. Culinoriada, nu întârzia, se servește caldă. Vino la Germanos până la 31 decembrie și descoperă magia Crăciunului. Nokia 3310 și Motorola T190 la prețuri speciale, iar noul Sendo S200 la un preț uimitor cu 3 fațete cadou. În plus, ai oferta Conex de sărbătoare. 6 luni 50% reducere la abonament și 3 luni 50% reducere la convorbirile naționale în rețea. Germanos vă conectează cu tehnologia. Se spune că cei care se iubesc încap și într-o cutie de chibrituri. Dar să mai plătești și chirie pentru asta e prea de tot. Am mers la Alpha Bank să ne interesăm de creditele pentru locuințe. A fost mai simplu decât ne-am așteptat. Acum, în loc să plătim chirie, achităm propria noastră locuință, în rate lunare fixe. Suntem în sfârșit la noi acasă. Ca să-ți împlinești visul, vorbește cu Alpha Bank. Din 4 în 4 ani se întâmplă un miracol. Când nu e nevoie să câștigi medalia de aur,
pentru a fi învingător. Patru atleții români vor participa la Jocurile Olimpice de la Atena. Este o onoare să-i ajutăm să vorbească întregii lumi. Romtelecom pentru România. De 10 ani, o amprentă în timp. O amprentă de prestigiu. Desigur. Cel mai puternic turneu de fotbal în sală. Cupa Stalinskaya, Dinamo, FC Argeș, Sportul Studențesc, Universitatea Craiova, FC Național, Gloria Bistrița, Farul Constanța și Oțelul Galați luptă pentru marele premiu de $10,000. Cupa Stalinskaya, numai la Antena 1. Stalinskaya, pentru cei puternici. Revenim cu informații în exclusivitate despre campania Coral, un calculator pentru fiecare. Acum calculatoarele Coral sunt dotate cu procesori din cea mai nouă generație Intel Pentium 4 și DVD. Toate acestea la un preț special de doar $399 sau $17 pe lună în rate. Profită acum de oferta promoțională Coral Pentium 4 și performanța poate fi a ta. Îl găsiți în toate magazinele Flamingo și la distribuitorii autorizați din toată țara. E timpul să ai și tu calculator. Să fii cu minte, ai auzit? Să nu te apuceri să vorbești, da? Și acum momentul mult așteptat. Să vedem cine a luat primele. Dar tu știai că ai viteză de până la 15 ori mai mare cu Zap Online? Dar știai că se dau prime? Dar tu știai că de oriunde în țară cu Zap Online poți intra pe net formând același număr de telefon? Dar știi că noi avem o filială la Iași? Și Zap are acum acoperire la nivel național. Zap? Bine, știu. Zap? Online. Zap Online. Zap Online. Zap, the next generation network. Auzi? Crescova... Nu știu. Da, tu. Crescova... Auzi, băiete, ia. Auzi? Crescova! Crescova. Vodka, nu glumă. Când ajungi acasă și o căldură plăcută te învăluie, când toată casa e plină de lumină, iar cei dragi te alintă cu alinta aroma unică de la Jacob's Krönung, atunci vei ști că e Crăciunul. Un Crăciun fericit, un Crăciun împreună cu Jacobs. Jacobs Krönung cu alinta Roma. Echipa feminină de tenis de masă a României a învins echipa Ungariei în prima întâlnire a turneului final din Superliga Europeană. Scorul obținut de românce reprezintă un pas important către statutul de cap de serie numărul 1 al țării noastre la europene, ce vor avea loc în Italia în primăvara al 2003. Fetele noastre sunt campioane continentale în titre. Știați că fetele noastre la tenis de masă sunt campioane continentale? Că noi nu mai știm nimic în afară de fotbal. Ele vor să-și păstreze titlul, mai ales că vor beneficia și de sprijinul Otiliei Bădescu, revenită de curând în activitate după operație de menisc, din cauza care n-a putut participa la ediția din 2002 a campionatului european. În studio se află campioana multipla, campioană Otilia Bădescu. Bine ai venit! Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Spune-mi, te rog, ai câștigat, câte meciuri ai câștigat acum cu Ungaria? Două meciuri am câștigat. Două meciuri, nu? Amândouă, unul la simplu? Deci două la simplu. Două la simplu, două victorii, am bătut cu 3-1. Și a treia victorie, cine a obținut-o? Adriana Anastase. Adriana Anastase. Și este campion european la tenis de masă și nu știe nimeni. Da, este a doua oară. La 10 ani am reușit să... Extraordinar. Să realizăm această performanță. Cât câștigă un campion la tenis de masă? Cât câștigă PAN în competiții și în asta? Pentru că tu ai jucat la cel mai înalt nivel, ai fost în primele jucătoare ale Europei. Este o diferență între băieți și fete, în primul rând. Fetele câștigă mult mai puțin, deci în jur de
începând de la 15.000 de euro până la 40.000, iar la băieți se poate situa între 100.000 de euro la 300.000. Am înțeles. Și tu joci la o echipă din Ungaria? Din Ungaria. Și acum l-ai bătut pe Ungurece? Da. Extraordinar. Am o colegă chiar care a făcut parte din echipa Ungariei. Vivienelo, care a jucat a treia în meciul, este colega mea de echipă. Și astea sunt paletele tale? Da. Cât costă o paletă? Pot tinerii din România să joace tenis de masă? Au acces la echipamente? 300 de euro, în genul, costă o paletă. 300 de euro o paletă? Da. Păi este mai scumpă decât o rachetă de tenis. Este, pentru că și este foarte performantă. Băi, faceți jocul. Hai că jucăm muset atunci. Adu niște ziare. Nu, ziare mai aici. Adu ceva să punem pe masă, să facem muset. Da, zi. Da, pentru că materialul... Adu, mă, ceva, ce stai? Adu să punem, pui fileu, că n-am fileu aici. Ce vrei, să fac fileu, că e lungă masă. Fibrele care se folosesc, materialul, cauciucul, deci în general sunt... Cum a ajuns România să fie numărul 1 în Europa la tenis de masă? Hai, băieți, pregătiți terenul. România la tenis România de... la fete, da, da. La fete. Este un drum lung, greu, bineînțeles. Da. Dar prima oară am realizat-o în anul 1992, unde am câștigat în finală cu Olanda. Deci un meci era sistem Corbion, eu, Emilia Ciosu, Adriana și Bogoslav Maria. Am reușit această performanță. A doua oară s-a realizat în altă formație, dar este foarte greu, în primul rând, la tenis de masă, pentru că sunt foarte multe țări care sunt foarte puternice, care au un nivel... Asiaticele, nu? Asiatice, da. Pe plan mondial, asiaticele sunt. Stai puțin, că nu fac rost de fileu. Băi, duceți-vă și aduceți-mi un fileu. Putem aduceți-mi... să facem din casete video, dacă... Un casete, aveți casete video? Casete video sau ceva... Dați niște casete video, dați casete, faceți... Hai, realizați fileu. Vino și cu lemnul ăla, pune fileul pe Vater. Da, așa, că se... Adu casetele. Dar România are tradiție de multă vreme la tenis de masă. Bineînțeles, totul începe de la Angelica Roseanu, Maria Alexandru. Da. Aranjați microfonul să poată să joace. Da, te rog. Care sunt... Cu ce joci? Asta e de atac sau de apărare? Asta este de apărare. Aia e de apărare. Tu joci, am văzut că... Nu, de atac sunt. Este tot... Eu trebuie să recunosc că am jucat cu Otilia tenis de masă și are un stil foarte enervant. Adică nu reușesc să iei, de-abia reușesc să iau 4-5 puncte. Hai, treci la... Ai grijă cu firele, da? Să vedem. Deci dacă ți-au 4 puncte, am câștigat setul. Dacă ți-au 4 puncte, am câștigat setul, da? Da. Și ce mai trebuie să faceți ca să ajungeți iarăși campioane europene? Campioane? Campioane europene, ce trebuie să mai faceți? Bună! Ce trebuie să mai faceți ca să fiți campioane europene? Păi, deja suntem în primele 8, deci suntem, avem poziție de favorită. Da? Așa? Ai emoții, pentru viitoarele campionate, deci care vor fi în, da, stai, să spun în Italia, așa? La Courmayeur. Da. Stai o secundă să scot ca să nu mai... Că nici sunteți buni nici de copii de mici. Sunt trei meciuri pe care trebuie să le câștigăm. Scuze, mi-a târnă firele astea pe aici. Păi zi ceva, zi, nu... Zic că trebuie să asculte telespectatorii, să nu se uită la noi doar că jucăm tenis. Vom avea, bineînțeles, aceleași adversare ca... Stai puțin să scot casca, nu ne mai sună nimeni. Și așa s-a culcat lumea, face și noi tenis aici. Acum când este așa mare... Nu se mă uite nimeni după 12 noaptea. Ai fost campioană europeană? Da. În ce an? În proba de dublu și echipe. 92. Și dublu mixt și echipe. Dublu mix și echipe. Da. Și vicecampion european în proba de individual. Acum există vreo jucătoare din Europa în primele 10? Pentru obicei asiaticele sunt cele care... În lume? Da. Da, Tamara Boroș, care este croată. Da, ia-ți ca unul de acolo și ia așa puțin. Aoleu! Băi, nu se poate așa ceva. Și tu ce zici? Cum privezi românii faptul că echipa de... Fetea este campioană europeană. Știu românii chestia asta? Interesează pe cineva tenisul de masă? Sunt convinsă că știu foarte mult, mai ales că a fost foarte mult mediatizat în ultima perioadă tenisul de masă. Așa? Care este un lucru foarte bun. Gata, hai, servesc eu. Hai că m-am încălzit, nu mai dau drumul la... Ne face. Servesc eu, da? Da. Păi nu, nu le tăiași toate de scurt. Da? Păi nu, dar ai tăiat unul de... Dumasă?
și la Buzău, unde s-a jucat ultima dată. Da. Spune-mi, te rog, a venit lumea la sală? Foarte mulți spectatori. Foarte mulți. Au fost în jur de, cred că, 1000 de spectatori. 1000 de spectatori. Care, care este audiența sportului în lume, de exemplu? În funcție de țară. Deci dacă televizări? Unde este cel mai popular în Suedia, în China și în Suedia. Pentru că acolo există campioni mondiali. Și pelita tenisului de masă acolo este. Am mă, dați mingile astea, mă, e ultima dată când vă angajez aici. Știi că am mai jucat toată tenis cu Ghiuri Pască pentru un prom aici, pe masa asta. Dar nu este ce trebuie, pentru că... Ups. Pardon? Hai, gata, că nu... Gata! Dați mingi, n-am mingi. Ce vreau să te mai întreb? Vreau să te mai întreb ceva, dar nu mai știam ce. Care a fost cea mai bună jucătoare din România după părerea ta? Care? Da, cea mai bună jucătoare. Din istoria României. Angelica Rozanu, care a câștigat 6 titluri de campioană mondială. Ce se întâmplă asta? Hai pe asta, o ținem 10 minute până la 1. Când se întâmplă asta? Prin 50. Hai, las-o. Aolo, nu mine. Scuze, ce scuze. N-am vrut. Băi, dar nu dă mingile, mă. Treceți în partea asta și dați mingile. Nu e nicio problemă. Nu mă accidentați acum, n-ai. Bun, fii atentă. Dacă ți-au un punct, pune fileul. Dacă ți-au un punct, ne oprim. Dacă nu, adică până ți-au Jucăm până când ți-au un punct. După aceea ne așezăm la masă să mai discutăm. Dați mici, am în buzunar aici. Nu l-am luat. Nu, jucăm până la... Cred că stăm aici până dimineață, să știi dacă... Nu iau punctul? Bine, în 5 mingi, uite, să vedem dacă ți-au un punct, da? Se poate, da. Nu se poate, ți-l iau. L-ai luat? L-am luat. Da. Îți mai iau încă unul. 2 puncte. Pune-te. Păi, dar ce faci? Că ești campion, erai campioană europeană. Păi sunt, da. Dar mai greșești și tu. Mai avem și noi. Hai să stăm jos. Ajunge, mersi mult de tot. A fost superb. Costă foarte mult paletele. Dacă o paletă ajunge la $300, gândește-te cum să-și ducă oamenii la tenis de masă, cum să-și ducă oamenii copiii la tenis de masă dacă 2-3 salarii costă. Deci o paletă este $300 în momentul când când devii profesionist, când poți să joci într-un... De fapt, de la o vârstă fragedă, este adevărat, o să ai o paletă foarte performantă, dar nu necesită schimbarea fețelor, care în general se uzează. Uh-huh. Când ajungi la un anumit nivel, fețele în general încep să se uzeze după 3-4 zile. Uh-huh. Dar pentru un copil de 12-13 ani nu se uzează foarte repede și... După câteva zile eu am ținut o rachetă, am ținut o paletă da, 10 da, ani. Da, era bătută în cuie, da. Am luat-o aici și jucam cu ea ruptă. Dar în general dacă... Deci repet, dacă faci antrenament zi de zi și la un nivel ridicat, atunci trebuie schimbat pentru că fețele se uzează. Ce-ți mai dorești tu în cariera? La un moment dat te gândeai să te retrai, să nu mai joci și... Te-ai gândit la asta? Să mă retrag? Da, am gândit. Ce-ți mai dorești în activitatea ta de jucătoare? Cât mai joci de aici înainte pentru echipa României, pentru echipa de club? Câștigi bine la echipa de club din Budapesta? Da, destul de bine, da. Se câștigă bine? Și unde se câștigă banii ăștia? În turnele? Pe echipe? Pe echipe, în da. În Europa sau în campionatul local? În campionatul lor. În campionatul lor se câștigă bine? Da. Investesc în tenis de masă ungurii? Investesc, da. Dar aceeași problemă ca și la noi. Sunt foarte puține cluburi care sunt profesioniste, foarte puține cluburi care au atâția bani de să țină și să plătească anumiți sportivi valoroși. Și de aceea și la ei campionatul lasă de dorit. Se face un circuit austro-ungar și inclus și cu Cehia, cu mai multe țări, deci în afară, ca să se, deci special să se formeze acest campionat mai, de fapt, mai puternic. Am înțeles. Dar sunt talentați copiii români? Sunt talentați români sunt la tenis de masă? Sunt foarte talentați copiii la tenis de masă.
Dar, sunt generații care vin din urmă? Mai există campionatul intern? Vin. Slatina cum e? Știu, Craiova avea echipă tare la băieți, Slatina la fete. Da, lucrurile s-au cam schimbat. Constanța momentan este... Constanța? Da. Are echipă la fete, la junioare, este cea mai bună. Aratul deține la cadete. La junior este Unirea Tricolor, la copii, la senioare din toată țara. Din toată țara. Hai, ultimele mici și după aceea ne luăm la vedere la telespectator. Când ai ultimul turneu? Ia scaunul, că după aia zici că te-am înșelat cu ăla acolo. Am terminat turneele, deci sezonul l-am terminat până în sărbători și sunt în pauză. Ești în pauză. Jucăm acum de vacanță de Crăciun. Antrenament în continuare fac, dar numai turneele, nu? Trebuie să ne spunem telespectatorilor să nu scape și nici emisiunea de mâine seară, de la 22:30 și să țină aproape. O să vă spun eu când să dați drumul la generic după ultimele mici, da? Bun, deci cum facem? Eu din asta trei trebuie să-ți iau o minge, da? Băi, dar ce găsuiți aici. Din asta trei trebuie să-ți iau o minge, da? Ți-am luat-o, da? Mă rog, nu se pune asta. Nu, tu și asta, că... Da, nu e bună masă. Nu, masă asta. Hai, ultima. Una. Hai, dă-mi o minge. Hai că nu ne mai fi până dimineața, nu se știe. Respectatorii nu se știe ce. E și mică masa asta, e și îngustă, e și... Este, da, este adevărat, că nu este... Să te vezi. Ca după aceea, la masa mare, așa, hai. E mult mai, mai simplu la masă. Gata, mulțumim. Țineți aproape. Dă drumul la generic. Hai să jucăm.